Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, profesorul universitar dr. Dan Dungaciu. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit. Avem câteva subiecte importante. Sper că timpul ne va permite să le discutăm pe toate. Moartea lui Navalny. Primul subiect, cazul Navalny. Așa, o veste total neașteptată după 3 ani de detenție al opozantului, dizidentului rus. Am citit astăzi în documentarea pe care mi-am făcut-o și cu ajutorul dumneavoastră trebuie să recunosc că a scris introducerea, nu, prefața la o carte despre, tradusă în România, despre Navalny. Care ar fi portretul pe care ar trebui să-l citim în ceea ce îl privește pe Navalny? Navalny e un personaj care este important pentru Rusia fără să fie Rusia. Viitorul Rusiei, asta era și concluzia, nu era Navalny. E important însă și pentru noi ca un soi de hârtie de turnesol cum ne-am raportat la Rusia. De ce nu Rusia nu era, viitorul Rusiei nu era Navalny, indiferent de situația în care s-ar fi aflat acesta? Pentru că Navalny vorbea la o parte a Rusiei și vorbea frumos, vorbea bine, era inteligent, era curajos, era din foarte multe puteri admirabil ca personaj. Sigur, era un democrat rus, trebuie să... N-a fost împotriva anexării Crimeei. A fost despre... pentru, azi că iar despre... momentul în care s-a întâmplat, că s-a întors la... Și în cel mai rău caz, după ce, când va veni momentul, se fac un referendum pe bune ca să se vadă în Occident care e o adevărată opinie. Iar despre Transnistria spunea la un moment dat că ar trebui să fie recunoscută de statul rus. Deci era un democrat în termenii ruși, fără să fie un, mă rog, un imperialist rus de altă speță. Dar ce s-a întâmplat de fapt în Rusia? Ce a dus Vladimir Putin și a făcut imposibil ca Rusia să devină, cel puțin pentru o generație, expresia sau de partea, integral de partea lui Navalny? Sau ce este, face aproape imposibil o schimbare de regim în Federația Rusă? Până în 99 decembrie, când ajunge Vladimir Putin la putere, percepția populației Rusiei este că trăiesc, era și o expresie consacrată, anii răi, anii negri, adică cei 10 ani de tranziție. 80-90, până în 90. Căderea RSS-ului până în 90. Ceea ce pentru noi a fost începutul liberalizării, începutul democratizării Rusiei, economia de piață, etc., etc. Percepția celor care au trăit asta din Federația Rusă a fost că sunt anii răi. Când a venit Putin la putere, a reușit, împreună cu aparatul care l-a dus, sau aparatul care l-a dus împreună cu Putin mai degrabă, dar a reușit să creeze un soi de contract social cu societatea. Unul dintre elementele cele mai importante a fost: copiii voștri o să trăiască mai bine decât voi. Așa numiții putinieni, dacă vreți. Nu putiniști, putinieni. Cei, da, care au trăit în perioada Putin 23 de ani, deci cei născuți în 95, 97, 98, care l-au văzut numai pe Putin la putere, practic au trăit mai bine decât copiilor, decât părinților, cei care au trăit în 90, 10 ani după prăbușire, au avut memoria prăbușirii RSS-ului. Deci epoca Putin a adus prosperitate, prosperitate mult mai mare pentru copii decât pentru părinți. Iar atunci când a venit vorba despre o schimbare de regim, o revoluție care să-l dea jos pe Putin, de fiecare dată părinții se gândeau, stai puțin, că tu nu știi ce poți să însemne asta. Deci ideea asta, ruptura, nu, părinții erau mai degrabă cu regimul Putin, dar tinerii care n-au trăit primii 10 ani, ei erau împotriva regimului Putin. Pentru că au fost mai bogați, mai umblați în Occident, unii chiar occidentalizați, dar nu neapărat pro-vest, dar occidentalizați. Deci erau mult mai dispuși să fie împotriva regimului. Părinții totdeauna spuneau, nu încă o revoluție. Și unul dintre mesaje principale ale lui Putin a fost: revoluțiile aduc numai nenorociri. Revoluția comunistă, căderea URSS-ului, voi mai vreți să faceți încă o revoluție oranj? Asta aduce numai nenorociri pentru Rusia. Și a fost totdeauna jumătate și ceva de Rusie care era împotriva schimbării de regim. Nu neapărat că avea o mare dragoste față de regimul Putin, dar știa ce s-ar putea întâmpla rău. Deci Navalny a vorbit acelei generații, acelei categorii de tineri, mult mai emancipate decât părinții lor, mult mai dezvoltate, mult mai bogate, mult mai instruite, și care putea să-l asculte. Asta e explicația pentru care la Navalny marele manifestații erau tineri. Tinerii vibrau la el. Tinerii vreau mai mult decât. Pentru că regimul Putin a generat și aspirații inclusiv în rândul acestei categorii. Doar că părinții de fiecare dată spuneau, se întâmplă ceva rău, va fi ceva rău, va fi ceva rău. Și toată narațiunea asta abundentă pusă pe piață de regimul Putin
Știți, cu gluma celebră, cu singura țară din lume care nu... Care e singura țară din lume unde nu poate să fie revoluție? Nu există revoluționaj. Singura țară este Statele Unite. De ce? Pentru că e singura țară în care nu există ambasada, ambasada Statelor Unite. Teama asta de revoluție, au rămas nicio de glumă. E o teamă în sistemul Federației Ruse de Revoluție. E o teamă care, dacă vreți, a intrat în cultura instituțională de aparat cinic, dacă vreți, în sistemele de securitate, pentru că asta a văzut-o Andropov, când a fost ambasador la Budapesta și a văzut 1956. Ambasadorul și a văzut oamenii ieșind în stradă. Zice, cum? De unde ies în stradă oamenii? Cum se poate? Sistemul nu controlează tot. Asta a văzut-o Putin când era la Dresda și a văzut mulțimea năvălind împotriva, hai să zicem, sediului unde se afla inclusiv Putin. Și a văzut că ceva, mulțimile, n-ai nicio garanție niciodată. Mulțimile pot să se comporte așa. Cine? De la sine putere. Cineva le împinge. Deci obsesia Revoluției Orange în Federația s-a fost totdeauna. Teama asta de revoluție, care se pot întâmpla oricând. E bine, Navalny asta a generat. A mers pe o aspirație care e firească la tinerii din Rusia. El a avut ca și candidat, a fost lăsat inițial, s-a jucat sistemul cu el într-un fel. A candidat și la primărie. La primăria Moscovei. La primăria Moscovei. Pe urmă a făcut manifestații de protest, s-a dus în toate colțurile a Federației Ruse, a utilizat toate instrumentarul rețelelor sociale. Și a găsit adepți aproape peste tot. Doar că adepții ăștia au fost mai puțin decât susținătorii lui Putin, care nu erau susținători lui Putin pentru că îl iubeau pe Putin, ci pentru că se temeau ca un rău mai mare să nu se întâmple, pentru că au trăit rău ăsta. Și sistemul a alimentat tot jocul ăsta lui Navalny pe ideea că este om Occidentului, că face revoluții, că vrea schimbare de regim, etc., etc. Asta a fost și motivul pentru care Navalny s-a întors. Nu sunt omul nimănui, nu sunt omul Occidentului. Am dat și filmul acela... O întâlnire pe care Navalny ar fi avut-o cu un agent de la MI6, serviciu da. Britanic, mă rog, a fost negat, înregistrarea și așa mai departe. Curajul lui Navalny e curaj nebun, ce a făcut el. Asta spun că s-a întâmplat, ce spuneați dumneavoastră, da, e o analiză foarte interesantă, și anume că avea susținătorii săi da. Din publicul tânăr, care spuneți că nu e occidentalizat, dar care nu era neapărat pro-occident. Este o categorie în Rusia, pro-occidentalizat, dar nu pro-vest. Și că părinții acestora se temeau de revoluție și erau de partea lui Putin. Complet diferit cum era noi în 89. În 89 la noi, și părinții și copiii erau împotriva regimului, că suferam împreună. La oaltă, da. Dar acolo părinții aveau părinții, lui generii, populație de o anumită vârstă, din orașele mai mici, evident, care avea inclusiv această teamă. Inclusiv această teamă ca și copiilor să nu intre iarăși într-un malaxor din ăsta de revoluție în care viața lor bună, pe care ei nu o conștientizează cât de bine trăiesc ei în comparație cu anii răi pe care îi numeau umilinței rusești, nu-i așa? Bine, dar tot lucrul ăsta s-a întâmplat într-o Rusie controlată de Putin și de servicii și controlată de regimul... Într-un regim autoritar care încet, încet, chiar sub ochii noștri, a început să devină tot mai dur. Când Navalny a fost pus în închisoare, și asta scriam și în introducerea aceasta, că e oglindă în care ne vedem și noi un pic. Da, a trebuit date exemplele astea, că Putin avea întâlniri cu liderii occidentali. Era primit la G7, exact. Când Navalny a fost aruncat în închisoare și declarația președintelui Statelor Unite, domnului Biden, a fost, dacă se întâmplă să moară în închisoare Navalny, vor fi consecințe devastatoare. Da. Și atunci, sigur că întrebarea, bun, deci regimul Putin, dacă își aruncă dușmanii în închisoare, dar îi ține acolo, le dă de mâncare, țigări, muzică, e tot în regulă cu democrația? Adică e acceptabil, adică putem să-l împlinim la... Se pare că da. Și așa am discutat cu Putin, să fim foarte realiști. Deci Navalny a fost într-un fel, ne-am adus acum aminte de Navalny brusc, dar ani întregi am uitat de Navalny. Păi, asta e ipocrizia Occidentului, că în din ultimii trei ani s-a vorbit atât de puțin, din păcate, da. Cu atât mai mult cu cât era un război declanșat de Rusia. De ce? Această ipocrizie a Occidentului, cum o explicați? Domnul Tucă, hai să ne înțelegem, asta e o chestie veche. De când am făcut afaceri cu Rusia, ipocrizia era acolo. De ce? Rusia era democratică? Sau după 2000 Rusia era democratică? Business-ului îi place foarte mult, îi place stabilitatea. Piața rusă era foarte bună pentru afaceri. Pentru că era stabilă. Acolo, dacă reglai în est, cu cât te duci mai la est, cu atâta relația dintre politică și economie nu se mai distinge. Dacă aveai relații bune cu stăpânirea, e în regulă. În democrațiile noastre, economia, politica, se mai suprapun, se mai încalecă, dar e o diferență. Sau poți să o faci, dar acolo nu poți. Deci dacă aveai relații bune cu sistemul, făceai afaceri fără probleme. La fel și în China.
Pe ce, noi am făcut afaceri în China din 2000 încoace, fără să spunem nimic de piața Tiananmen sau când au trecut Deng cu tancurile peste studenți, s-au întâmplat ceva, ne-am dus acolo, am făcut afaceri în continuare. Pe uși americanii, stați un pic, lăsați-ne pe noi. Noi Occidentul. Noi Occidentul, atenție, că m-ați întrebat de... Da. Ne-am dus acolo, ce am făcut? La un moment dat am intrat fără ca, să spun, chinezii să ne pună taxa, taxa fiind ulterior. Dacă vrei să investești, faci un joint venture, nu poți să mergi singur, companie singură din Occident, faci o asociere cu o firmă chinezească și începi să produci. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că chinezii nu au mai copiat cum copiau până acum, luau patentul, ca să vezi, pe bani, adică făceau afacere, o luau și pe urmă începeau să producă ei. Mai bine să copieze, perfect, etc. Dar noi n-am făcut asta că ne-a obligat cineva. Noi ne-am dus pentru că am vrut o piață de 1,5 milioane de oameni. Și ne-am dus acolo și ne-am dus și am investit. Hai să fim serioși, în termenii democrației, care e diferența între președintele Xi sau Hu Jintao sau Jiang Zemin, prima dată și apoi Hu Jintao? Erau ei mai democrați, era democrație în China, să fim serioși. Nu era democrație, era același sistem, doar că Xi, în cadrul aceluiași sistem, Xi are mai multe putere decât anteriorii, dar sistemul era același. Dar nu ne-a deranjat asta, am făcut afaceri fără probleme. Pe noi nu ne deranjează lipsa de drepturile omului în regimul Xi. Ne deranjează că regimul Xi are mai multe vapoare decât noi. Asta e de fapt problema regimului, nu că se încalcă drepturile omului, că totdeauna se încalcă drepturile omului în China. Și am făcut afaceri și facem în continuare. Și ne-am umplut de bani și le-am oferit chinezilor patentul. Și le-am oferit chinezilor posibilitatea să se dezvolte. Și acum ne trezim că cu elefantul în casă și spune decoupling, de-risking, cum să facem că avem o problemă. Dar n-a fost niciodată o problemă drepturilor omului. O întrebare absurdă. Dar chinezii au nevoie de drepturi? Nu, eu spun din punct de vedere adică occidentului. Adică vor de aceste drepturi? Păi eu... nu că se tot discută despre asta. Din punctul lor de vedere, regimul chinezesc e o democrație care exprimă voința poporului. Deci eu spun, nu comentez punctul lor de vedere asupra absolut, sistemului. Absolut, nu, dar mă întrebam și vă întrebam. Dacă mă întrebați pe mine, președinții aceștia au legitimitate mult mai puternică decât ne place nouă să credem. În interiorul regimurilor lor. Că e bine, că nu e bine, altă discuție. Dar au un tip de legitimitate care se construiește, cum se spune, inclusiv de la firul ierbii sau inclusiv prin diverse acțiuni pe care le fac sau mesaje pe care le dau. Din păcate e valabil într-un fel și pentru Vladimir Putin, nu doar pentru liderii chinezi. E un tip de legitimitate care e acolo. Deci, deci din punctul ăsta de vedere, n-am avut nicio reticență în a dezvolta China atunci când am făcut bani. Mă tem că așa vom face, dezvoltând un gigant, mă tem că așa vom face și cu India. Pentru că acum am descoperit India. India e mult mai periculoasă pentru Occident, pentru că India este o democrație. Nu mai pot să-i spui, să-i reproșesc autorității, cea mai mare democrație, nu-i așa, a lumii. Așa și e mai periculos atunci când ai de-a face cu o democrație? Da, pentru că nu mai ai ce să-i reproșezi. Și noi ne ducem la fel. Stabilitatea nu este aceeași ca... Nu, stabilitatea nu e. Asta e prețul. Dar noi ne ducem, indienii au înțeles jocul, nu interesează Occidentul sau n-au e mare dragoste, au dorință de revanșă la fel de puternică precum a Chinei și taie și ei bilete la intrare. Adică revanșă față de? Occident. Faptul că acum se discută schimbarea denumirii Indiei, numelui, schimbării numelui India cu denumirea hindusă, asta este de fapt un semnal că vrem să renunțăm cu totul la... moștenirea colonială, ceea ce au mai făcut pe parcurs, adică să ne rupem complet de ceea ce s-a întâmplat înainte, adică să devenim, nu cum spune Modi, din ce în ce mai independenți. Deci India a învățat lecția și face și la fel. Tai bilete, în sensul că vrei să investești, companie indiană. Indienii o să învețe cum să facă know-how, o să găsească patentele, o să se dezvolte, să meargă mai departe și mai creștem un colos lângă noi, din lăcomia asta, mă rog, naturală a Occidentului, dacă vreți, de dezvoltare, mai creștem un colos de încă 1,5 milioane. Și o să avem doi coloși acolo, India și care China. Care fac jumătate din populația globului. Occidentul, cum se spune, în jocurile astea de dezvoltare, nu-i așa, de nevoie, de piețe, de, își va săpa singur groapa în războiul ăsta. Pentru că ei nu vor fi niciodată pro-occidentali. Unde ați vrea să vă retrageți la pensie? În China sau în India? Nu m-am gândit la pensie deocamdată. Păi nu, apropo de coloși ăștia care se tot dezvoltă. Nu m-am gândit la retragere. Asta e altceva, dar așa, dacă ar fi totuși în 30-40 de ani, parcă ați alege India totuși, nu? Avea Adrian Păunescu când eram eu supărat și discutam
noapte de noapte. Asta a durat vreo 20 de ani până dimineața. Și eram supărat și zice, ce ai? Nu știu, nu, sunt, nu știu, n-am... Și zice, gândește-te la următoarea chestie. Că ai fi chinez. Cum ar fi să fii în fiecare zi chinez? Și asta, într-adevăr, îți dădea așa o perspectivă mai bună. Da. Și realizai că n-are niciun rost. Da, dar n-are rost să te amărești. Să te amărești, să vii supărat și așa mai departe. Spuneți-mi, din punctul meu de vedere, da? A greșit undeva Navalny în toți anii aceștia? Din punct de vedere al lui om normal, ca să zic așa, nu? Care n-ar face ce a făcut Navalny. Să te duci, să fii otrivit, să pleci, să te întorci, să te duci în închisoare. Aia cu întorsul, credeți-mă că nu găsesc niciun argument. Mai este un dizident, ca Murza, care este tot în închisoarea din Rusia. Păi n-a fost omorât? A otrăvit de două ori, este în închisoare. E o diferență, are cetățenia britanică. Navalny n-avea cetățenie străină. Cam Murza încă n-a fost... Nu, este în închisoare, dar are cetățenia britanică, nu se știu ce se va întâmpla cu el, dar oricum el este cetățean unui stat străin, ca să zic așa, într-o situație poate de altă natură, dacă putem spune așa. Nu știu ce a greșit sau din ce punct de vedere, este clar ce s-a întâmplat cu el însă. Sigur că deja intră într-o altă logică. A fost o greșeală, n-a fost o greșeală. Eu cred că analiza n-are, analiza dumneavoastră, n-are legătură cu morala detașare. Sau cu... Da, nu. Principii... Prima ipoteză, dacă vreți să discutăm chestiunea asta, e evident ipoteza unui accident. Omul apropo de ceea ce s-a întâmplat, spuneți. Apropo de ce s-a întâmplat cu el după aceea. N-aș vrea să las întrebarea fără răspuns. Unde a fost greșeala lui? Probabil că greșeala lui a fost, poate că s-a încrezut prea mult în Occident. E paradoxal că Putin spune că greșeala lui strategică a fost că am crezut prea mult în Occident. A lui Putin. Probabil că și Navalny a crezut un pic cam mult în noi, sau dacă vreți în valorile pe care le proclamăm. Sau poate chiar a crezut că la un moment dat vrem și noi schimbare de regim, sau că susținem o schimbare de regim, sau că Occidentul nu o să lase ca să-i se întâmple ceva. Nu-mi dau seama. Probabil că un tip de iluzie de genul ăsta, sigur că nu doar iluzia asta, că era un tip mult prea realist, și probabil că un tip de tărie interioară încât nu-l prăbușea statul în închisoare. Dar dacă ar fi avut, să zicem, o iluzie care s-a prăbușit, poate că asta a fost. Dar revenind la ce i s-a întâmplat, prima ipoteză e, mi se pare evidentă, e posibil un accident. Nu. A pățit un accident, s-a întâmplat chestiunea cu accidentul care... Stați un pic până la accident, că nu m-am mulțumit răspunsul la întrebarea așa legată de greșelile. De fapt, nu răspunsul dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți, domnule profesor, domnule, că s-a încrezut prea mult în Occident. Ce ar fi putut, să facă Occidentul mai mult pentru Alex Navalny? Bine, când Alex Navalny a intrat în închisoare, puteai să nu te întâlnești cu Vladimir Putin măcar. Pentru că, de fapt, asta e gestul cinic pe care pe mine m-a... Despre contactele pe care liderii occidentali le-au avut după ce Navalny a fost băgat în închisoare, a fost închis. Și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Că asta am scris și în prefața respectivă. Stați puțin, Dole, adică noi... Cum se cheamă cartea? Că se găsește în România. Da, Navalny este o carte despre, biografică, într-un fel, adică biografia politică, este... Asta am încercat să și spun în prefață. Cu o introducere, o prefață semnată de profesorul Dan Dungaciu. E o carte despre Rusia, sau cum a funcționat Rusia. Este și despre Navalny, dar și despre Rusia. Este despre Rusia, despre sistemul rus. Da. Asta e un pic deranjant, adică pe Navalny îl lauzi și îl preamărești și pe de altă parte, când e aruncat în închisoare, spui dacă se va întâmpla ceva, vom fi familă. Da, și de fapt nu fac și nimic. Și pe urmă te întâlnești la G7, G8, îl înviți pe Putin acolo. Adică e un pic strident, mi s-a părut un pic stridentă povestea asta. Încă o întrebare și după aceea o să vă rog să continuați analiza noastră. Mă întreb ca jurnalist, dacă vreți... Ca om, de ce să te întorci în Rusia? După ce, atenție, după ce ai fost otrăvit în Germania și ajungi că efectele acestei otrăviri se întâmplă în avion, este foarte bine relatat în multe filme și în cărți, simptomele, felul în care el a strigat că moare și așa mai departe. Și, ajungi în Rusia, ești transferat, de fapt pilotul aterizează într-un oraș în apropiere ca să-i salveze viața, un avion care se îndrepta spre Moscova, spun așa pentru cei mulți,
ca să înțelegem cu toții mai bine. De acolo este transferat, adică Putin, și aici Putin are multe reacții și multe decizii care te surprind, da? Nu asta, sunt multe altele. Adică îl lasă să plece din Rusia, da? Să se ducă să se trateze în Germania. Sperând că nu se întoarce. Sperând că nu se mai întoarce. Deci asta a fost decizia, asta a fost judecata lui Putin. El având un dosar deschis în Federația Rusă. Păi atunci este explicabil întoarcerea lui prin acest răspuns al dumneavoastră. Mă întorc tocmai pentru că Putin credea că nu mă mai întorc și că sunt un dosar închis, nu? Un dosar închis, Podorkovski. Ai plecat, lasă-ne pace. Tocmai din motivul ăsta credeți că s-a întors Alex Navalny? Nu știu, am întrebat de multe ori ce o fi fost în mintea lui, ca să zic așa. El nu era nici cetățean german, nu avea cetățenie altui stat. S-a întors știind că are un proces, procesul s-a derulat și a intrat în pușcărie. Deci l-au luat de la aeroport și l-au dus la pușcărie. Absolut. Probabil spera că ceva se întâmplă, probabil spera că se poate reitera istoria lui Mandela și în spațiul rus. Că până la urmă schimbarea de regim se va face. Și că e nevoie de el acolo ca să se întâmple asta. Și că el trebuie să fie viitorul președinte al Rusiei Democrate. Că o nebunie... că nu știu se gândea care... până acolo? Liderul, pardon, președinte, nu luați tehnic. Liderul, Mandela a fost liderul acelei mișcări. Am înțeles, da. Că Mandela a ținut flacăra prinsă fiind și în închisoare și așa mai departe. Nu știu ce a fost în mintea lui. Adică aici nu... chestiunea acestea, tehnicalitățile în tipul ăsta de... Hodorkovski nu s-a întors niciodată de pildă, nu? Era clar că la el, dacă se întoarce, o să fie omorât de la aeroport, adică n-a apucat să aterizeze. N-aveau nevoie de el, a plecat, s-a dus, dus a fost. Da? Deci, dar faptul că s-a întors, cu ce vise, cu ce aspirații, cu ce mize, asta mi-e greu să intru în mintea lui. A fost închisoare, Hodo. Da, și până a plecat, l-au zburat. De ce l-a lăsat să plece Putin? Pentru că nu aveau nevoie. Putin a dat o lecție atunci. Banii nu cumpără putere în Rusia. Puterea cumpără bani. Mm-hmm. Raporturile nu sunt ale. Hodorkovski a făcut o singură greșeală strategică. A vrut să intre în politică. A trecut jumătate de emisiune, am vorbit doar despre Navalny, mai am o singură întrebare. Da, vă rog. Ipotezele sau care? Morții lui Navalny sau cum? Da, să vă continuați ideea și, și după aceea mai am o întrebare. Nu, e totul foarte ciudat. Și cu toate că știm că e vorba despre Putin și e vorba despre Rusia, sunt două elemente atât de surprinzătoare și atât de dramatice până la urmă. Faptul că nu dau trupul neînsuflețit, nu-i dau trupul Navalny, nu dau trupul familiei. Da. Mama sa plânge, e filmată, asta e una. Și a doua chestiune pe care aș vrea să o comentați este felul în care comportamentul care e atât de discutat în aceste zile al soției lui Alex Navalny. Asta cu trupul eu într-adevăr cum se poate explica? Dacă ar fost un accident simplu. Cum s-a spus inițial? Cum s-a spus? O moarte subită. Trupul trebuia dat. Da? Că are vânătăi, că, mă rog, că aceste accidente au convulsii care pot să se... Puteau să motiveze niște, asta, așa, da. Dar nu era o miză mare. Acum se vorbește despre 3 săptămâni. Aici e o problemă. Doi, aparent, toată povestea asta nu i-a făcut bine lui Putin. Mai ales acum, după înainte interviu, de alegeri, 2 ani de război. După interviu, după victorii pe front, după alegeri, nu i-a dat bine deloc pentru Putin asta. De aici întrebările care s-au pus. Sigur, chiar dacă ar fi murit accident în închisoare, sigur că regimul Putin e vinovat de ce s-a întâmplat în Navalny, indiscutabil. Dar, dincolo de asta, care era interesul? Interesul putea să fie, pentru pe mine m-a frapat un lucru. Și asta face plauzibilă din punctul de vedere cel puțin teoretic asasinarea lui Navalny. Cum au operat spectacolul acesta numit alegeri? Când sigur că acolo totdeauna sunt câțiva candidați care trebuie să cânte o partitură. Alegerile din Rusia, mai vorbeam noi, sunt de fapt un mod prin care validezi pe cel care deja ai ales. Da, trebuie să ai un balerin, un dansator, un bun. Și acolo au fost
Doi care... Un balerin, un dansator. La noi credeți că anul acesta o să fie un balerin și un dansator? Adică Ciucă, Ciolacu, care e balerinul, care e dansatorul? Bun, stați un pic, că păi, se pleacă de la ipoteza că ei candidează pe bune. Duceți-vă analiza până la capăt, iertați-mă. La ăștia nu se pune ipoteza că merg că la noi merg pe balerini și pe dansatori. Bun. Da. Ați uitat de Mudava, orice, domn profesor. Orice, treaba noastră. Orice asemănare cu realitatea. Mudava, candidat la președinție, ați uitat. Omul poate credea. Mai era Popilean. Am avut și noi candidații. Da, dar ei credeau în asta. Bretianu, vă aduceți aminte? Cartof. Da, da, ei credeau în asta. Ăștia care participă în Rusia nu cred. Ei îndeplinesc o partitură. Sau, mă rog, poate unii cred. Deci, o jurnalistă de provincie care a zis că merge pe o platformă de oprire a războiului pacificatoare și un candidat, Borin Dadej, fost politic, nu știu cu ce să-l compar din politica românească, el a făcut politică din anii 90. Deci, vechi politician din Federația Rusă, niciodată politician major, a schimbat vreo 7 partide și întâmplător coleg de partid cu numărul 2 din administrația de la Kremlin. Uh-huh. Undeva prin istorie s-a întâlnit cu el. Și evident că toată presa a spus, este clar că e omul pus de Kremlin. Da. I s-a pus ștampila. El e pus de Kremlin să joace partitura pacificării. Doamna din provincie, jurnalistă, nu reușește să strângă semnăturile și nici el nu reușește să strângă semnăturile. Surpriză, surpriză. Nu că nu reușește. Când îi le ia comisia, le verifică și probabil că nici le strânsese. Dar ideea e că s-a uitat să spune că nu le-a strâns. Dacă vreau să candideze, nu s-a uitat nimeni și lăsau să candideze. Deci nu l-au lăsat nici pe el. Deci ei n-au lăsat nici măcar de formă vreun candidat care să spună altceva decât puterea. Ca să nu mai puterea. Trece tabloul ăsta, să fie nici lucrurile măcar, foarte sigure, clare. Nici măcar un capăt de ață să nu iasă din pulover, pentru ca să cineva să o prindă, să o... Să nu fie nicio scamă pe tabloul ăsta. Nimic, nimic, nimic. Domnule profesor, deși la... Da, vă rog. Și din această perspectivă, devine plauzibil ce au făcut cu Navalny, pentru că dacă vrei să nu fie nici măcar o posibilitate de a contesta, de a pune presiuni pe regim. Și vrei să dai un semnal interior și exterior că nimeni să, omori, să nu prindem pe nimeni aici. Să-ți omori cel mai important rușii au stilul acesta opozant. Că dacă ai, ești prăbușit și te-au lovit și ești împușcat în picior, nu discută cu tine atunci. Te împușcă și în celălalt picior. Ce frumos! Și elegant, apoi și în cealaltă mână, și în cealaltă și mână, cap, până ești la pământ. Până la urmă în cap, da. Dacă după aceea încep să discute. Atunci deci, n-aș vrea să mă gândesc la ceea ce deci, se întâmplă în Ucraina, iertați-mă. Deci stilul lor, o să ajungem și la asta dacă mai da, vinde. Ajungem, deci stilul ajungem. Lor este să pună la pământ complet pe cineva care e dușman, nu să umble cu mănuși. Și atunci, pare, repet, vorbim teorie aici. Deci dacă faptul că au curățat tot spațiul electoral, se leagă cu faptul că au curățat și orice posibilitate de mesaj pe care l-a transmis. Problema e că ei văzând că în societatea rusă interesul pentru acest candidat, alb interscos din Joben probabil, e mai mare decât era cazul. Probabil că au văzut că oamenii au început, s-au tot relatat, știu, cozi la semnături. Doamne, tabloul ăsta trebuie să fie perfect. Și au zis, domnule, ceva s-ar putea întâmpla, pentru că s-ar putea ca cineva din obsesia revoluțiilor orange la ei, s-ar putea ca cineva să apuce un căpăcel mic pe care l-avem și nu lăsăm niciun căpăcel. Niciun fir de care să tragă cineva, să încerce să ne deșire pulovărul politic. Da, tabloul puterii. Da, pulovărul puterii. Și atunci au curățat pe toți. Devine din punctul ăsta, chiar cu riscul inclusiv de imagine. Inclusiv pe Navalny. Chiar, da, pentru că el era un om care dădea mesaje din închisoare. Și da. Oamenii se mai raportau la Navalny. Și cineva s-ar putea să fi ridicat problema în timpul alegerilor despre Navalny. Și nu se știe cine vrea, dacă vrea, cine știe ce interpretări acel au avut capăt ei. De ață sau firul ăla de care puteau să tragă. Toate. Sau, în al treilea rând, deci asta ar fi a doua ipoteză, care are, și aici, atunci se justifică și faptul că n-au dat corpul, că e o problemă, că vor să-l curețe, să iasă o travă din el, nu știu. Nu mă pricep la asta. Păi asta ar fi singura justificare. Una, da. Singura. Păi și alta, al treilea, care ar fi? Adică... Al treilea scenariu, care nu poate să fie neapărat ignorat, este că cineva a făcut asta din afară, fără știrea sistemului. A doua variantă. A treia. A treia, prima da. E accidentală, l-au omorât rușii și l-au omorât cei din afară. Da. Nu știu, serviciul ucrainien... Ca să facă probleme lui Putin. Ca să dea un răspuns la interviul cu Carlson. Ca să deschidă mesajul despre cu Putin nu se poate negocia. E un asasin. Și asta explică și în scenariul acesta al treilea, ar putea fi explicată menținerea corpului pentru că vreau să vadă ce s-a întâmplat. Cum l-au omorât.
Da, argumentația merge mai departe sau îmi permit eu să o duc mai departe. Putin era făcut oricum criminal până astăzi, dar era o chestiune, stați o secundă, mai degrabă generică, exact, de imagine. Exact. În moment, odată cu moartea lui Navalny, e făcut criminal la propriu, să spunem. E concret. Concret și cineva a vrut să răspundească, mai ales după interviul lui Carlson, mai ales înainte de alegerile la președinția Rusiei. Adică sunt suficiente argumente. Deci e o ipoteză, și asta ar explica de ce nu vor să dea cadavru. E o ipoteză printre cele pe care am discutat. Sigur, discutam cu colegii mei de la Larix și asta am mai născut o ipoteză, din punctul meu de vedere puțin probabil, adică a patra în această discuție. O ruptură profundă între servicii și probabil că cineva din sistem a trădat sau a... Știți că la început FSB-ul era planul cu operațiunea specială, a fost tras în jos, a venit GRU și operațiunea a devenit militară de război, FSB-ul a fost dat la o parte oarecum și probabil că cineva din sistem a vrut să dea un semn de semn. E ipoteză absolut teoretică, eu cred că e greu. O luăm și pe aceasta în calcul. Dar puteți să o luați de calcul doar ca idee. Acum, vorbind foarte deschis și făcând o analiză, până la urmă rece, suntem departe de ce s-a întâmplat acolo, însă urmărim subiectul, e important. N-aveau de ce să nu dea corpul, trupul lui Navalny familiei. Ba, adică, da. De ce? În ipoteza în care eu l-au omorât. Păi nu, că au ceva de ascuns. Nu există alt motiv. A fost scos, eliminat de alte, fără controlul sistemului din Federația Rusă. Deci, în aceste două scenarii au toate motivele să le ascundă cadavrul. Și da. mai e un argument aici. Pe cât sunt alegerile în... Martie, la mijlocul martie. La mijlocul martie. Da. S-ar putea că până alegeri să nu dea trupul... Până atunci să nu dea trupul familiei. Adică mormântarea să aibă loc după alegerea lui Putin. Există și asta, mă gândeam eu. Spuneți-mi o altă întrebare. De ce l-a arestat Putin pe Navalny? Navalny a crescut mai probabil într-o măsură mai mare decât se așteptau ei. Exista varianta expulzării, trădare, nu știu n-a ce. N-a plecat. Ei au încercat. Păi nu puteau să-l extradeze ei. N-aveau motive. Păi n-aveau motive. Și de ce să-l bagi la închisoare atunci? Să-l bagi la închisoare pentru o afacere mai veche, în timp ce era ONG-ist, o chestiune de contează, dar de ce să-l bagi la închisoare? Să închizi o discuție, pentru că afară n-a vrut să rămână. Uite că n-a închis-o. Din potrivă. Tocmai. Dacă mă întrebați pe mine. Dar afară n-a vrut să rămână. Nu poți să-l duci și să-l ții afară și să... Păi nu, puteai să-l expulzezi, nu extradat, pardon. Dar nu cred că există... Nu, rușii fac toate... Au această fixație și obsesie de a face toate lucrurile cu legea în mână. A ce spuneați mai devreme, da. Deci asta e o fixație la ei. Inclusiv, deci peste tot, și când e un rapt, și când... Ei trebuie să o facă cu alte mâini. Pe și Ceaușescu de fiecare dată invoca legea, adică exact. Nimic nou aici. Deci așa fac aceste sisteme. Deci ei n-au putut să scape de el, ar fost extrem de comod. Uitați-vă ce se întâmplă cu soția, cu doamna. Păi, Navalny, voiam să vorbim și despre asta. Păi nu. Apropo de plecare. Da, spuneți-mi. Belarusul, doamna Timoshenko, Tihanovskaya, pardon. Soția unui fost... om de afaceri din Belarus, s-a arestat de ruși și a devenit militantă pentru, dreptul omului în Belarus, împotriva lui Lukashenko. Plecată din Belarus. Nu mai are valoare de întrebuințare. Da, știu cazul, da. Noi am crezut că a fost o mare lovitură de... După părerea mea, tot ce s-a întâmplat și scoaterea lui Lukashenko din dispozitiv, a fost mai degrabă un joc pervers rusesc. Am înțeles. Scoaterea în strada oamenilor și blocarea lui Lukashenko, adică anularea alternativei europene a lui Lukashenko, l-a făcut să se ducă la ruși, fără întoarcere. Deci oamenii din stradă l-au împins pe Lukashenko în brațe ruși, rușii au zis, bine ai venit la noi, fă lucruri pe care Lukashenko nu le-a făcut înainte. Deci nu mai are nicio valoare. Doamna Tihanovskaya nu mai are nicio valoare de întrebuințare. Domnule profesor, apropo de văduva la Navalny, sunt foarte multe voci care comentează. În loc să se ducă, da, alături de mama lui Navalny să ia trupul, să participe la mormântare, funerarii și așa mai departe. El la conferința de la München, după a doua zi a participat, din punctul nostru de vedere, uman, dacă vreți, poate părea nefiresc. Sau și, da, uman până la urmă. Pe de altă parte, nu știm ce se poate întâmpla dacă văduva lui Navalny se întoarce în Rusia. Că poate să... aibă parte de aceea soartă din partea lui Navalny. Și așa mai departe. Copiii am înțeles că sunt la Londra.
Apropo de copii, au murit soțul tău, a murit tatăl copiilor. Cum putem judeca, vedea, sau putem judeca lucrul ăsta? Sau care ar fi analiza dumneavoastră? Că până la urmă stau și mă gândesc, apropo de ceea ce s-a întâmplat la Navalnăi, e soția lui Navalnăi, te duci acolo, te așteaptă aceea soartă. Măcar mama lui Navalnăi trăia în Rusia, era acolo și așa mai departe. Nu cred că... Rolul a fost împărțite. Doamna Navalnăi era cu, mă rog, se ocupa de familie în general, pe când Navalnăi era un militant care își, mă rog, o bună parte din viața lui era în afara familiei, ca să zic așa, politic, ieșiri, deplasări, deci a avut o viață extrem de tumultoasă din punctul ăsta, de Rusia e și mare, ca să te duci în toată Rusia. Domnule, era opozantul lui Putin. Adică era un personaj... Bun, ea s-a ocupat de familie. N-a avut o viață foarte... Și l-a sprijinit de câte ori a fost... Publică. Toată lumea știa cine este, dar ea nu era decât, hai să zic așa, backup-ul, sprijinul de care a avut atâta nevoie și care a fost de mare importanță. Dacă își va asuma o carieră politică, nu știu cine pot să înlocuiască pe Navalnăi, dacă mă întrebați pe mine. Energia lui, inteligența lui, replica lui, nu cred că se poate găsi un substitut, chiar dacă, hai să zic așa, imaginea și mitul pot să fie purtat mai departe de o persoană fizică. Dar asta nu ține mult. Asta ține cât ține. Doi, dacă acea persoană fizică este în afara Rusiei, valoarea ei de întrebuințare nu mai contează. Adică rușii n-au o problemă dacă... Doamna Navalnăi asta afară. Și Navalnăi, dacă era afară, era același lucru? Da, nu avea nicio importanță. Credeți că nu avea nicio importanță? Nu avea nicio importanță. Păi atunci înțelegem gestul lui de a se întoarce. Dacă care gestul a fost lui, și a riscat gestul viața a fost să se întoarcă până la urmă. Destinul lui sau viața lui destin atât de tragic, tipic rusesc. În foarte mult, într-o mare măsură este rusesc. S-a întors pentru că viața lui era aceea. Adică ideea era viața lui și viața lui era ideea și trebuia să o slujească. Și a slujit-o în moduri în care, sigur, unui om normal, puneți ghilimele de rigoare, sau pentru un om normal, sună... Doamne, putem să spunem că a fost un nebun frumos. A fost în sensul cel mai bun. Indiscutabil. Apropo de ce a făcut. Trebuie să spun, până nu mi-ai un Cristo ideea, că se mai întâmplă eu să spun și după aceea mă trezesc că a fost ideea dumnealui. Glumesc, bineînțeles. Să nu se supere că nu are de ce, îi dorim sănătate, a avut și astăzi o operație. Din felul în care se poartă Navalnăia, este clar că vrea să ducă mai departe prin ea însă și lupta lui Alex Navalnăi. Credeți că ea e... Nu. Nu. Nu cred, nu văd. E o femeie remarcabilă. Nu că nu va avea succes, am înțeles că nu, dar nu credeți că face asta sau încearcă să facă asta? Știți cum e, în orice dragoste e nevoie de doi. Dacă vrei regim 5... Păi și acum îmi spuneți, mâine pe mine fac 60 de ani, haideți. Puteți să ne întâlnim acum 20 de ani să-mi spuneți și mie asta. Dacă vrei să faci schimbare de regim undeva, în Rusia, trebuie să fie convins și Occidentul că trebuie schimbare de regim. Marea problemă, sau dacă vreți, nesincronizarea cu Navalnăi a fost că el a vrut schimbare de regim, dar occidentalii n-au vrut schimbare de regim. Asta a fost de fapt. Ori degeaba vrei tu schimbare de regim dacă nu ești dispus să faci asta. Vedeți că toată retorica războiului, și probabil că Navalnăi a sperat, inclusiv în timpul războiului din Ucraina, că toată retorica asta, Putin's war, războiul lui Putin, războiul lui Putin, războiul lui Putin. Asta la ce trimitea? La schimbare de regim. E războiul lui Putin, dacă scăpăm de Putin, o să mai fie război. Dar nu s-a dus până la capăt. Unii probabil au sperat asta. Probabil că unii au sperat că sancțiunile economice la adresa Rusiei, înfrângerea de pe front, ieșirea în strada populației, mă rog, cancer, etc., etc., toate astea vor duce la schimbare de regim. Și probabil că unii chiar s-au gândit la asta, prăbușirea economică a Rusiei. Noi unde am pierdut, de fapt, războiul? Înainte de a ajunge la Avdiinca, noi l-am pierdut economic. De fapt, noi am pierdut războiul, nu l-am pierdut. Noi, Occidentul. Să ne înțelegem. Nu l-am câștigat. Să ne înțelegem. Da. Două momente au fost problematice. Ceea ce am crezut noi, inclusiv prin declarația președintelui Biden, că o să ajungă rubla la 200 sau mai știu la cât. Noi am crezut că sancțiunile economice vor funcționa. Din păcate, sancțiunile economice nu au funcționat. Regimul Putin stă pe două picioare. Adică contractul lui social cu populația era, cum am spus, nu prosperitatea. Deci eu vă... Dumnezeu, mi se pare că are mai multe picioare. Adică mai prosperitate. Două importante.
prosperitatea, adică eu veți fi mai prosper decât copiii, decât părinții voștri. Și doi, o să fiți ruși în continuare, adică recunoașterea Rusiei, noi rușii care suntem puternici, o să vă dau și asta. Și putem le-a oferit amândouă. Războiul acesta ar fi fost o posibilitate bună să spulberăm acele două picioare ale sistemului. Economic să-l prăbușești și în 2002, când era ofensiva ucraineană și Rusia era în degringoladă, și ideea de Rusie puternică putea să 2022, mă iertați, da. În timpul războiului. Înainte de contraofensiva eșuată a Ucrainei. Mm-hmm. Ăla a fost momentul, de fapt, de criză al Rusiei. Iată că economic nu s-a întâmplat o prăbușire a Rusiei. Au reușit să o managerieze. Sigur, meritul este al băncii naționale, se spune. Și doi, atunci când Rusia apărea într-o mare criză și era greu să comunice rușilor, cum se împiedică Rusia de ciot Ucraina? Am venit noi cu ideea de a transforma acest război pentru a mobiliza populația europeană, mai puțin mobilizată decât am fi dorit noi, într-un război civilizațional. Civilizație versus barbarie, democrație versus totalitarism, libertate versus despotism. Adică e războiul nostru al tuturor. Războiul civilizației occidentale împotriva Rusiei, care e incarnarea răului. Asta le-a servit rușilor ca o mânușă, din nefericire. Pentru că ei au zis războiul nostru e cu Occidentul. Și toată forța occidentală, NATO, America, Uniunea Europeană, G7 împotriva noastră. Și dacă te lupți cu Ucraina și nu câștigi, atunci ai pierdut. Dacă te lupți cu Occidentul și nu pierzi, ai câștigat. Și noi am oferit Rusiei să livreze populației mesajul că dacă nu ne înving, noi am câștigat. Pentru că nu ne învinge tot Occidentul. Deci noi rușii reușim să stăm în picioare. Nimeni nu ne poate învinge. Suntem indestructibili. Și apoi a venit eșecul contraofensivei ucrainiene și narațiunea asta acum este, cum să spun, exaltată. Economic, sunt în creștere economică 2,2 sau cât mai mare decât toate statele europene. Doar America e mai creștere economică, 2%, mai puțin decât Rusia. Deci după războiul ăsta, rușii sunt în creștere economică. Bloomberg a dat astăzi statistici în care spun că economia Rusiei e mai sănătoasă decât economia europenilor. Germania, recesiune, Marea Britanie, Japonia mai recent. Deci nu s-a prăbușit niciun stâlp, nici celălalt. Asta e mare problemă. Ideea că contractul cu Rusia a fost bazat pe democrație și hai să fim serioși. Că democrația s-a înrăit, da, e rău pentru Rusia asta, dar nu aia era baza contractului social. Prosperitatea acolo, forța rusă e acolo. Cu, mă rog, parcă vreau și dată... Și că noi ne luptăm cu Occidentul. Da, pe asta da. A fost paradoxul. Paradoxul cu o idee de care noi am avut nevoie să ne mobilizăm oamenii, că e greu să mobilizezi oamenii într-un război care nu e al lor, a fost luată de propaganda, mă rog, de Vladimir Putin și propaganda Rusiei și a spus, și este ultimul interviu al lui Tucker Carlson, nu, doamne, hai să facem pace, nu e nicio, nu veți reuși. Cu atât mai mult, cazul Navalnyi, până la urmă, nu-l deranjează atât de tare pe Putin. De ce? Pentru că toată această, să spunem, reacție a Occidentului îi servește la fel lui Putin în fața rușilor. Uite, Navalnyi era omul Occidentului și așa mai departe. Dar m-a surprins cu un lucru. Mi-ați zis că Navalnyi a vrut să schimbe regimul și a crezut că are susținerea Occidentului. Știu, și dumneavoastră a spus că nu a avut-o. Nu l-a avut. Nici măcar în ultimii 2 ani, de când a început războiul? Ba da, în ultimii 2 ani, atunci când noi am spus schimbare de regim, războiul lui Putin și unii din Sele Balce și Polonia au zis nu, greșiți, nu e războiul lui Putin, e războiul Rusiei. Deci ca să rezolvăm problema agresivității rusești, nu Putin este de vină. Nu doar Putin, Rusia este vină, adică boala e mai adâncă, nu e doar în creierul Putin. Și atunci, ca să rezolvăm, demantelăm Rusia. Cum poți să scoți potențialul agresiv din Rusia? Nu doar scoțându-l pe Putin, ci demantelând Rusia, adică lăsând-o, ca să zic așa, fără forță de lovire. O idee care se pare că prin anii 90 a mai bântuit anumite cancelare, dar nu s-au dus, n-au dus-o până la capăt. Deci asta este latura cea mai, dacă vreți, soluția cea mai agresivă, cea mai dură împotriva lui, împotriva Federației Ruse. Dar când spuneau războiul lui Putin, se bazau pe ideea că să scoatem pe Putin și războiul se oprește, că putem negocia cu viitorul președinte. De ce cade Putin? Pentru că se prăbușește pilonul economic,
rău și sărăcesc, și pilonul reputațional, dacă vreți, adică identitatea națională a Rusiei va fi prăbușită la pământ. Adică cele două elemente importante ale contractului social al regimului Putin. Din păcate lucrurile n-au stat așa. Și din păcate lucrurile acum încep să arate... Din ce în ce mai rău. Ajungem și acolo, din ce în ce mai rău. Pentru că v-aș ruga în câteva minute la un moment dat să-mi spuneți care au fost cele mai importante evenimente în acești doi ani de război. Ați spus... Ați făcut o scurtă analiză despre asta. Credeți că văduva lui Navalny va participa la mormântarea acestuia? Va merge la Moscova sau copiii acestuia? Să vedem, să vedem când asta se va întâmpla. Problema, vedeți, deja cazul acesta, deci cazul Navalny, e important numai dacă îl pui într-o narațiune mai amplă și îi dai conținut, adică îi oferi susținere. De ce agiți cazul Navalny dacă nu ai de gând să te duci până la capăt cu el? E cinic. Adică problema Occidentului a noastră în momentul ăsta este că nu ai cum să oprești războiul sau să începi o negociere cu o Rusie care e în ascensiune. Ce mai vorbim despre Navalny când tu negociezi cu Putin care e în ascensiune? Și din păcate pe front, anul acesta sau perioada asta este ascensiunea trupelor ruse. Vorbim imediat, da. Da, asta spun. Deci degeaba... Deci cazul Navalny este relevant, doar pus așa cum Navalny ar fi fost cel mai relevant dacă veneai cu o schimbare de regim și puteai să o faci. Și erai dispus să o faci. Nu știu dacă puteai să o faci, dar nu sunt convins că lumea a fost chiar dispusă să o facă și n-a fost, pentru că a fost un cinism fără margini. Toată lumea făcea afaceri cu Rusia atunci. Să ne înțelegem. Germanii numai de Navalny n-aveau chef. Cinism. Și timp. Deci, asta a fost din păcate situația cu Navalny. Deci, iar revin, ca să faci o schimbare, eu sunt convins că acum foarte multă lume e de acord că regimul trebuie schimbat. La ce s-a întâmplat în Ucraina. Problema este dacă poți să faci. Pentru că am un regim de război. Foarte multe dintre lucrurile pe care le face în acest moment Vladimir Ilovich Putin le face inclusiv pentru că e război și populația, nivelul de acceptabilitate a populației este mai mare decât în timp de pace. Oricum ar fi fost mare. Dar acum este mai mare. Deci lui este mai ușor. Și dacă a curățat terenul, înseamnă că va fi foarte greu să faci tu schimbare de regim acum. Spuneți-mi, domnule profesor, care credeți, după opinia noastră, că este moștenirea lui Navalny? Moștenirea lui Navalny este cea pe care vrem noi să o facem. Sau ceea ce vrem noi să facem de moștenirea lui Navalny. Navalny n-a fost niciodată viitorul Rusiei, dar pe termen scurt. Dar dacă e o chestie de timp aici. Dacă memoria celor 10 ani răi, negri din Rusia dispare, încet, încet, cum s-a întâmplat totdeauna. Și memoria războiului 2 mondial a dispărut la un moment dat. A venit altă generație care nu mai gândea în termenii războiului mondial și așa mai departe. În momentul în care toată lumea nu mai are memoria, adică alternativa neagră la Revoluție și toți oamenii vor gândi sau vor începe să gândească fără reperul acela negativ. Cum mulți români astăzi care nu au trăit în comunism 89. N-au nicio legătură cu comunismul. Asta se va întâmpla. Atunci sigur că altfel se va discuta. Navalny a venit un pic prea repede, dacă e să discutăm în termenii sociologici. Dar asta nu înseamnă că schimbarea de regim în Federația Rusă nu se poate întâmpla. Dar e frumos și a zis că moștenirea lui Navalny este cea pe care o să o scriem noi într-un fel. Dacă vrem noi să ne o asumăm, atunci ea va fi una la nivelul, hai să zic așa, sacrificiului lui. Dacă nu, nu se știe ce se va întâmpla. Dacă ne vom acomoda cu povestea asta... Ceea ce se poate întâmpla, având în vedere... Asta ce-i prima dată? Da. Domnul, este plin lumea de lucruri inacceptabile. Am mai dat Coreea de Nord, are arma nucleară. Inacceptabilă la vremea respectivă. Nu se poate. Sunt atât de multe lucruri care odată erau inacceptabile și astăzi sunt atât de ușor... Sau au fost acceptate atât de ușor. Cine, e bine zis. Cine conduce? Cum îl cheamă pe dizidentul care e în închisoare cu numele mai tătar de, Raza, de origine? Da. Cum? Raza. Nu, în parcă altfel a spus. Că l-am crezut că vreau să dăm o căutare. Am crezut că a murit, că a fost omorât de 2 ce. Nu, n-a murit. N-a murit. E Kara? Karamurza. Karamurza. Karamurza, da. Pardon. Karamurza. El nu a murit, a fost otrăvit de 2 ori, este în închisoare și nu se știe ce se va întâmpla cu el. Dar Karamurza, diferența între Karamurza și Navalny este Karamurza e cetățean britanic. Asta poate să fie, vă rog.
E în închisoare, încă nu... E în închisoare, domnule profesor, haideți să vorbim un pic și despre ce se întâmplă pe frontul din Ucraina și aici aș vrea și o scurtă analiză în contextul ăsta, să ne spuneți care credeți că sunt cele mai importante evenimente care au avut loc în decursul acestor 2 ani de război. Ați vorbit de chestiunea economică și de susținerea care a venit cumva de la sine prin această, să spunem, bătălie pe care Putin a transformat-o, acest război a transformat într-un război cu tot Occidentul, cu toate că Rusia este cea care a invadat Ucraina. Am văzut cucerirea Avdiivkei, da? Se vorbea de mult timp, rușii au alocat resurse atât de importante, umane, din punct de vedere al armamentului și așa mai departe. Și de asemenea am citit o analiză New York Times, care se vorbește că rușii atacă pe 5 fronturi, cam asta era 5 linii de atac ale Rusiei. Cum vedeți lucrurile? E destul de... articol de New York Times și alte articole care au... sună prost. Sigur că pentru occidentale care au fost la München au venit două tipuri de vești. Una cu Navalny și a doua cu Avdiivka sau cu ofensiva rusă. Ambele vești ar fi trebuit să stârnească un pic. N-am auzit nimic la München, foarte concludent, între noi fie vorba. Absolut nimic. Cum nimic? Absolut nimic. Păi a ieșit Zelenski și a spus că sunt probleme pe front, dar în rest nimeni n-a spus nimic în lumea occidentală. Nici n-avea cine să spună, pentru că doamna Kamala Harris a venit și a spus că America rămâne dedicată, dar nu știa cum se rezolve. Europenii stau și bâșbuie, iertați-mă, nu se știe în ce direcție. Au apărut o fel de idei năstrușnice legate de postul de secretar al general NATO să fie echivalat cu postul de președinte al Comisiei Europene, să fie aceeași persoană și una și alta, ca să asigure securitatea. A apărut și o idee după care Uniunea Europeană să aibă un reprezentant la Consiliul de Securitate, la Organizația Națiunilor Unite, ca Uniunea Europeană, într-un fel, să facă ceva în probleme de securitate, pentru că Stoltenberg a spus foarte clar, Uniunea Europeană nu se poate apăra singură. Pentru că 80% din bugetul NATO vine din altă parte și că ei nu sunt în stare deocamdată să facă nimic, sau chiar dacă fac ceva, fac pe termen lung. Adică fac pe termen lung, în sensul că dacă dau acum comanda să cumpere, nu mai știu, din Statele Unite, acolo nu sunt prea sunt arme în stoc și trebuie să le plătești și până le primești. Oricum nu e o chestie pe termen scurt. N-am văzut nicio idee legată de Uniunea Europeană, n-am văzut nicio idee legată de securitatea europeană, au fost tot felul de tatonă, tot felul de discursuri. Nimic concret. Francezii supărați pentru că germanii vor să pună la comun, nu-i așa, cheltuieli pentru armata comună europeană, dar vor să cumpere, nu-i așa, din Statele Unite. Cum să facem cumpărând din Statele Unite? Trebuie să cumpărăm din Uniunea Europeană. Adică din Uniunea Europeană, Franța cel mai mare producător. Deci deocamdată nu e nicio speranță la nivelul Münchenului și nu s-a venit cu nicio idee concretă sau o idee directoare. Singura idee care ar mai putea să fie funcțională este ne place, ne place, adică avertismentul biciului Attila, adică Donald Trump, care spunea cheltuiți pentru NATO. Ajungem și acolo. Bun. Frontul șocul, din Ucraina, șocul, războiul. Deci dacă vă uitați pe hartă, cum însă New York Times a pus și o hartă acolo foarte relevantă, da, de la Kremlin, la Bahmut, Avdiivka, deci toate localitățile aici, nu e vorba de una dintre că Avdiivka a fost Bahmutul. Deci pe toate, de la Kremlin, Bahmut, Avdiivka, Marinka și Robotin, până în sud. Deci toată linia aceasta sunt ofensive. Deci pe tot frontul, pe lungimea lui, sunt ofensive ale Federației Ale armatei ruse. Da. Să dăm și hartă, deci, dacă o avem. Da. Avdiivka, Marinka este și Buledaru sunt, de fapt, au fost trei fortărețe construite de ucrainieni înainte de război. Marinka a căzut, Avdiivka a căzut, mai este Buledaru care va cădea și el probabil. A fost atacat, țineți minte, acum câteva luni de ruși și acolo a fost cea mai mare bătălie de tancuri pe care rușii au pierdut-o, pentru că au atacat din sud. Acum nordul este liber în Avdiivka și o să-i atace probabil și din nord și din sud și va fi foarte greu să reziste. Deci dacă cad toate aceste fortărețe și Rusia, ăsta e momentul, după părerea mea, psihologic al războiului, nu doar militar, că aici nu mă pricep foarte, foarte bine, dar dacă rușii merg mai departe, și pe fondul ăsta de victorii o să reușească să împingă tot frontul, psihologic va fi o victorie pe care ucrainienii greu o pot gestiona.
Deci este o înfrângere moment, pe care ucrainienii... O victorie pentru ruși pe care ucrainienii o pot gestiona cu greu. Pentru că lucrurile acestea nu se duc aritmetic. Crește un pic, crește moralul, crește un pic, crește moralul, crește zonă. Astea se duc geometric. La un moment dat, dacă rușii mai dau câteva lovituri din acestea, frâng, dacă vreți, riscă să frângă psihologic frontul într-o primă instanță și apoi militar. Asta e momentul acum, momentul de culminație și toată lumea se uită dacă rușii vor reuși să mențină tâmpou. Și cred că știu bine foarte asta. Partea asta. Și o să spună zeci de mii de soldați, cum au făcut ei de pildă în inclusiv în Avdinca. Au murit mulți, i-au înlocuit imediat. Dar nu o fac întâmplător. O fac pe fondul faptului că ucrainii n-au muniție suficientă. Acum, să fim foarte realiști. Nu au nici soldați, pentru că tot încearcă să recruteze. Vin alegerile vin 2 ani de război, se împlinesc 2 ani, vin alegerile prezidențiale în Rusia. Nici dacă ar fi semnat... sau ar fi semnat, mă rog, sau ar fi aprobat, ar fi votat și Senatul sau și Camera reprezentată în Statele Unite. Solicitarea de finanțare de 100 de miliarde, 60 de miliarde pentru Ucraina, lucrurile nu s-ar fi schimbat. Pentru că 40 de miliarde din banii se duc în industria de armament american, că ei trebuie să produc. 20 de miliarde ajung. Și mută dintr-un buzunar în celălalt. Da, și ei produc. Da? Și armele alea o să ajungă în Ucraina, cine știe când, cu ce viteză, dar în niciun caz nu avem nicio legătură cu tensiunea de acum. E o chestie mai veche și de termen lung. Deci, din păcate, pe termen scurt sunt foarte puține soluții. De asta spun că tăvălugul ăsta, zile care urmează, săptămâna care urmează, trebuie să ne așteptăm la un tăvălug. Deci cred că rușii se vor duce acum cu toată puterea. Tocmai să împingă frontul, tocmai ca să transmită semnale și în Ucraina și în Occident că gata, s-a închis povestea. Indiferent ce o să mai facă, pentru că o să ajungem în situația, Doamne ferește, în situația în care noi avem arme, dar avem cum să le mai dăm. Asta va fi problema în Ucraina. Pentru că și moralul Ucrainei are, probabil, sunt și ei oameni până la urmă, adică sunt, nu sunt din... Sunt, normal. Sunt oameni ca și sunt noi. Sunt cam aceiași soldați care stau pe front de aproape 2 ani de zile. Știți cum spunea cineva? Războiile încep cu... avem și harta, domnule profesor, soldați, să știți. Cu soldați profesioniști și se termină cu recruți. Adică în primele ani de război îți mor soldații profesioniști. Dar nu mai au nici recruți, domnule. Și acum trebuie să vină recruți să câștige războiul. Dar nu mai au recruți, nici aici, recruți aici este problema, cum îi aduci, cum îi selectezi. Lăsați-l pe domn profesor, poate harta să rămână și pe jumătate. Cu cât se consenează mai multe înfrângeri ale armatei ucrainiene, mă tem că apetența spre a se duce la război a tinerilor ucraineni va fi mai mică, nu mai mare. Aici e problema. Deci și până unde se duc, domnule profesor? Rușii. Tăvălugul ăsta, până unde să meargă? E o iluzie să-și imaginezi cineva că rușii așteaptă alegeri din America să vină Trump să negocieze. O prostie. Putin știe foarte clar că în fața are sistemul american și nu face concesii. Politica externă a Americii nu se va schimba, iertați-mă cum spun, aproape deloc pe chestiile mari. Că e vorba de Orientul Mijlociu, că e vorba de Ucraina, că e vorba de China, nu se va schimba nimic major în politica externă a Statelor Unite, pentru că deja politica externă a Statelor Unite dă semne că lasă jos chestiunea Ucrainei sau entuziasmul nu mai e același. Una dintre întrebările pe care și le pun republicanii acum și o chestiune complicată, spun, domnule, noi nu refuzăm banii ăștia pentru că avem ceva cu ucrainienii, noi refuzăm banii aceștia pentru că nu are niciun rost să mai finanțăm. Pentru că dacă vom mai da bani în Ucraina, ăștia vor fi ultimi. Da? Ne uităm ce e pe front, Ucraina a pierdut războiul. Deci nu mai este, și asta e foarte periculos și într-un fel pervers. Noi nu dăm banii aceștia, nu pentru că avem ceva cu Ucraina, doar că nu are rost să finanțăm, să omorâm ucrainieni în continuare. Opriți acest război că nu ne duce niciunde. Când apare această idee în sistem, orice victorie a Federației Ruse întărește această idee. Nu mai dați bani, n-are rost. Orice victorie a Federației Ruse în momentul ăsta descurajează populația să intre în armată, să se încorporeze. Adică merge la moarte sigură. De ce să te duci? Mm-hmm. Orice intrare a Rusiei mai puternic înspre Ucraina descurajează inclusiv europenii să mai facă eforturi pentru armare, pentru că ei, când începe eforturile, pentru când dai banii industriei să-și repornească motoarele, să înceapă să facă, o să spună, băi, până vă apucați voi să încheie războiul acolo. Deci descurajează tot, practic. Asta este paradoxul. În loc ca noi să începem în 2022, când pe front era optimism pe partea ucraineană. Noi am fost atât de încrezători că se închide tot în 2023, adică contraofensiva va fi... Noi cine? De succes. Noi în Occident. A. Ei, în Occident, noi, da. Generic. Încă n-am făcut nimic din toate acestea. Da? S-au dat arme pentru contraofensivă și am zis contraofensiva va pune atâta presiune pe ruși,
încât îi vom aduce la negocieri în termenii noștri, nu în termenii lor. Drama astăzi este că noi, și dacă vrem să negociem cu rușii, va fi în termenii lor. Asta nu-mi imaginez. Asta arată că Occidentul nu a avut nicio strategie până la urmă. Doamne, Occidentul a avut, americanul a avut o strategie foarte importantă. Războiul acesta să nu ne se transforme într-un război între America și Rusia. Bun. Doi, să nu se folosească arma nucleară. Nu, nu, nu. N-au avut nicio strategie în au ceea ce privește... Au avut două linii roșii. Da, au avut două linii roșii, cu tot, înseamnă cele două linii roșii, cu totul altceva decât a avea o strategie în ceea ce privește războiul între Ucraina Slăbirea Federației Ruse. Păi da, dar nu a mers. Nu a mers cum s-a dorit. Am ajuns la America, apropo. A fost acea declarație a lui Trump, interpretată în fel și chip, atât în America, răspuns chiar de la Casa Albă, a contracandidatului, actualul președinte în funcție, Joe Robinette Biden. În Europa, aici prăpăt, până și la noi, pe plaiurile mioritice, o lume mai specială. Au fost atât de multe comentarii. Nu știu dacă a zis cineva sau am remarcat eu, are mai puțină importanță. Domnule, l-au atacat și l-atacă în continuare pe Trump, de parcă Trump n-ar fi american. N-ați ajuns la adică n-ați sesizat aspectul ăsta? Așa, ce a vrut să spună autorul? E o rubrică clasică la Marius Tucă Show. Eu am ascultat tot discursul. M-am uitat la manifestare în South Carolina. În primul rând, atmosfera. Ceva între admirație și misteriu, între mine, fascinant și înspăimântător. Mulțimea aceea vibra la cum vorbea Trump, de parcă trăia fiecare cuvânt, fiecare replică. Era absolut incredibil. Acolo s-au 100.000, 200.000, nu știu câți erau. De la 1968, Ceaușescu, nu s-a mai întâmplat asta. Da, nu exclud. Deci era o chestie... Absolut. El vorbea pentru acea mulțime... În campanie electorală, magnetică, da. Vorbind absolut, absolut. Vorbind la un moment dat despre câți bani a plătit America fără să primească înapoi nimic, câți bani a pierdut America dând bani în organizații care nu făceau nimic. Că e vorba despre climă, că e vorba despre Organizația Națiunilor Unite, că e vorba de diverse. Și el s-a dus de fiecare dată și a negociat să primească bani mai puțin sau America să nu fie păcălită și să nu îi se ia banii. Și la NATO a curs discuția. Și m-am întâlnit cu președinte care i-am spus, dacă nu plătiți, dacă nu-ți plătești facturile, nu te ajut, că ești un delinvent. Și i-am mai și spus că îi încurajez să vă facă ce vrea dacă nu vă plătiți facturile, cum am spus. Dar reacția mulțimii a fost incredibilă. Toată lumea a aplaudat, a fost o nebunie. Deci evident că a fost un discurs de campanie. Eu sunt absolut convins că nu va fi o problemă de genul ăsta. Că Trump ne spune încă o dată. Dați banii. Ceea ce ne-a mai spus. Și am dat un pic. Și domnul Stoltenberg a fost mulțumit. Ne mai spune încă o dată, de fapt, ce ne spune, dar nu știu dacă e cea mai bună abilitate de comunicare din partea instituțiilor românești de fiecare dată. Ce spune șeful statului major sau instituțiile sau generalii români? Păi ce spun? Faceți ceva pentru armată, că de fapt ăsta e mesajul. Din păcate, instituția militară din România n-a învățat să-și facă lobby pe lângă guvern, cum își fac toate instituțiile. În Statele Unite, când se discută bugetul, încep să se facă ateliere în care, se spune așa, rușii dezvoltă arma cu laser care merge de jos satelitară. În sus și care coboară și se duce la stânga și la dreapta și nici nu o vezi. Ce facem? Ea nu dezvoltă asta. Și începe o presiune pe buget de nu s-a întâmplat asta. Militarii români, săracii de ei, au o singură temă, pensiile. Cum au ajuns oamenii aia să discute numai de pensii? Când tu ești cu Marea Neagră, cu flota, cum ai tu ai flota Mării Negre, care nu mai am văzut, am citit o analiză aici, în perioada interbelică, avea mai multe nave și erau mai moderne decât avem astăzi. Flota la Marea Neagră. Da. Când ăia săraci nici măcar nu se pot duce, doamne, de ce între flote, că nu luptăm cu fregatele, cu rușii pe... Băi, e altceva. Gândește, nici măcar, doamne, la un exercițiu NATO nu se poate duce. Dar cămașa e cea mai apropiată. Nici măcar la o defilare nu se poate duce. Nu întrebați de pensiile, de ce? Păi cămașa e cea mai apropiată. Pentru că din păcate s-au complăcut și instituțiile acestea, mă rog, militare fiind, nu știu să-și facă lobby, și am ajuns în situația în care noi ne uităm la Marea Neagră și... Păi n-a fost domnule Ciucă. Nici nu se dau... Mă rog.
Ciucă, opera. Cu atât mai mult. Nici măcar la o paradă nu se pot duce. Păi, cum dezvolți tu conștiința de corp a unei? Forța mericii este forța profesiei, pentru că acolo fiecare profesie are un tip de demnitate. Militarul, polițistul, oamenii au ziua lor, uniforma lor, pompierul, ăia sunt cineva pentru că fac parte dintr-un corp profesional. Demnitatea în ceea ce privește armata română, pot să spun clar și respicat că a fost decăzută din drepturi. Aici e problema. Păi, bă, doamne, sau a fost degradată. Ultima rezistență, verigă de rezistență, doamne, reziliența, forța de apărare a unei comunități, este doar dacă mai crede în ea. Dacă nu mai dă doi bani pe ea însăși, ce să mai apere dacă tu 20 de ani faci praf orice tip de identitate și pe urmă îi spui, domnule, dar românii nu mai vin la armată, nu-și mai apără țara. Paradoxal, românii cred cel mai tare în biserică și armată și asta nu i-a făcut pe... Nu, atenție, cred cel mai tare în armată, dar când e vorba de apărare, nu mai cred în armată. Ei cred în ideea pe care armata o întruchipează, ideea pe care biserica o întruchipează, adică în idei de tradiție, de istorie, de identitate pe care aceste instituții le încorporează. Pentru că nu au alte la dispoziție. Slăbiciunea instituției așa de mare încât noi credem în instituții care sunt premoderne într-un fel, pentru că nu credem în astea pe care le pipăim și pe care le confruntăm cotidian. Da. Dar ideea de bază este, deci ce a spus Trump? Este singura soluție de securitate pe care noi avem în acest moment. Să plătim bani la NATO, în așa fel încât NATO să fie funcțional și să aibă capacitatea de deterrence. Orice alt aventurism nu are absolut niciun rost. Și e România, pe lângă povestea cu NATO, ca altă formulă decât să așteptăm ca cineva să facă o armată europeană, că e la Berlin, că e la Paris, mai bine își vede de treabă NATO și își construiește partenerul strategic cu americanii, pentru că e singurul mecanism de protecție pe care România îl are vreodată. Mai ales în situația astăzi în care Marea Neagră, numai aici a fost, situația albastră rău de tot. Și așa va fi. Dar asta e și o oportunitate, să discutăm cinic. Care oportunitate? Dincolo de cea economică despre care am tot învățat. Ca România să însemne ceva, La Marea Neagră. La Marea Neagră. Împreună cu Bulgaria și Turcia. Că a avut o întâlnire. Înainte de toate, trebuie să fie prin ea însă. Și apropo eu cred că atunci când sun Marea Neagră, trebuie să sun la Ankara și la București. La noi n-ai la cine să suni. Eu cred că noi ce trebuie să sperăm este că măcar noi și turcii să dăm ora exactă. Ne plac sau nu ne plac turcii, nimeni nu se scoate de acolo. Asta este clar, domnul profesor. Ne plac sau nu ne plac turcii, nimeni nu ne încheie, da. Ne deschide mâncare. Haideți că voiam să vă citesc două informații. Da, ca să nu. Vă rog. Conștiința de sine a armatei române. Asta trebuie reinventată. Noi tot vorbim. Cine să o reinventeze? Tâlvăr? Sau politici. Gheorghiță? Oamenii politici. Nu. Tâlvăr sau Gheorghiță? Oamenii politici. Am înțeles. Păi Tâlvăr este un politic, Gheorghiță este șeful de stat-major, cel cu declarația atât șeful de fericită. Președintele, așa, Vladimir Putin spune că este categoric împotriva desfășurării de arme nucleare în spațiu. Ne-am opus întotdeauna, spune el, categoric desfășurării de arme nucleare în spațiu și continuăm să ne opunem. A asigurat președintele rus în cadrul unei întâlniri cu ministrul apărării Sergei Șoigu, care a afirmat că Rusia nu are tipul de arme despre care Statele Unite spun că vor să le desfășoare. Adevărat? Nu știu dacă le are sau nu le are. Dar este clar că aici este un joc. Americanii nu pot să oprească. Eu nu cred că ucrainenii se va da un ajutor. Că nu se poate să oprești război acum și să începi să negociezi cu rușii în momentul în care ei sunt în ofensivă. Este inadmisibil din punctul de vedere. Sigur că a apărut discuția asta că rușii au de ce un șef de comisie de control, un șef de comisie de apărare din Senatul American a spus că ni s-au dat informații despre aceste lucruri, cum că rușii ar avea posibilitățile. A ieșit publicul asta și a spus desecretizați că e o chestie periculoasă. Uite ce periculoasă este Rusia. Probabil că această discuție în Statele Unite a avut loc și în contextul punerii presiunii pe congresmenii americani pentru a vota ca să dea banii pentru Ucraina. Și pentru a deschide mai mult urechile și ochii lumii la pericolul pe care îl poate reprezenta Federația Rusă. Până al treilea rând, poate și un lobby pentru armata americană care trebuie să-și dezvolte capabilități care să lupte, nu așa, capabilitățile superioare ale Federației Ruse. Deci toate acestea la un loc fac parte dintr-o campanie de comunicare. Dar cred că unul dintre elementele principale a fost că războiul nu se poate opri așa. Și aici, cum spunea Kissinger, războaiele ajung la un moment dat într-o dimensiune reputațională. Domnul Tucă, nici nu contează cine mai câștigă sau cât se pierde, cât se câștigă pe teren efectiv.
Dacă noi pierdem reputațional războiul cu Federația Rusă, asta nu mai e războiul nostru. Nici măcar al Ucrainei nu mai este. Toți se vor uita la noi, din tot sudul global, din toată lumea leargă și vor spune Occidentul... Și-a luat-o, pe românește. Și vor spune yes. Adică cu o mare satisfacție o să fac asta. Asta e marea problemă. Deci toate ideile astea, și pentru că lumea se duce într-o direcție, tot au tot felul de teorii din acestea cu gândirea asta de bloc. Până acum a fost URSS-ul versus America, acum este China, Iranul, Rusia versus restul lumii. Fene, lumea nu se duce în ordinea asta, nu sunt toate aliniate. Acolo, complexitatea viitoarei lumi va fi a consta în faptul că nu va fi o lume a blocurilor, va fi o lume a conjuncturilor în cea mai mare măsură. Chinezii, Rusia, Putin le spune americanilor, hai să facem pace, hai să discutăm în termenii lui pe Ucraina, pentru că nu Ucraina e problema principală. Rușii se uită în spate și văd Siberia, care e goală, îi văd pe chinezi care stau acolo și își ascund cuțitele și își fac calcule, câte resurse sunt în Siberia, cine o să le ia, Occidentul? Că rușii sunt amfroacă occidentale. O să venim noi. Rusii știu că o să vină chinezii și n-au ce să le facă. Pentru că rușii cu occidentale puteau juca împotriva chinezilor. Chinezii se duc la europeni și le spune lăsați-i pe americani în pace, hai să facem afaceri. De ce ne împingeți în mâna rușilor? Hai să facem numai noi afaceri. Hai să facem și noi afaceri. De ce ne obligați să facem afaceri numai cu Federația Rusă? Noi vrem să facem cu Uniunea Europeană afaceri. Toată lumea are diverse interese care se intersectează. Rusia speră că America va înțelege că trebuie să discute cu Rusia apropo de puterea Chinei. Îmi spunea un ambasador venerabil, fost ministru de externe, ce a spus un japonez cum vede viitorul Japoniei peste 25 de ani, și asta era acum vreo 30 de ani, și spune sperăm ca peste 50 de ani sau cât era intervalul, China să ne ia parteneri pentru a explora resursele din Arctica. Deci, toată bătălia asta nu e a blocurilor, nu se aliniază Iranul, China și Rusia. Sunt într-o conjunctură din asta care ar putea să schimbe geografia strategică pe care o vedem. Oricum. Ei, asta va fi lumea spre care ne îndreptăm. Nu va fi o lume simplă deloc. Va fi o lume multipolară cu mulți vectori în care micile puteri mijlocii își caută locul. Ordinea mondială va fi o chestiune care se mai amână un pic. Și singura noastră șansă aici să ne găsim o valoare de întrebuințare la Marea Neagră pentru unii care sunt mai puternici și mai solide. Nu să fim în stare să facem asta. Stați liniștit. Tâlvăr lucrează pentru domnia voastră. Uite, apropo de războiul din Ucraina, că aș vrea și aici să discutăm câteva minute. Ucraina caută o coaliție militară cu cel puțin 20 de țări noi, care să ajute la furnizarea de drone, să coopereze în materie de tehnologie și să-și consolideze armata, relatează Reuters. Ministrul ajunct al apărării, Caterina Cernohorenko, a declarat într-o conferință de presă că 8 țări au aderat până acum la inițiativă comună lansată de Ucraina, Letonia și Marea Britanie. Și apropo de ceea ce se întâmplă în Rusia, a mai avut loc un eveniment acum, Casa Albă spune, cetățenii americani trebuie să părăsească Rusia cât mai curând posibil. Cetățenii americani din Rusia, chiar și cei cu dublă cetățenie, sunt invitați să părăsească imediat țara. Este avertismentul lansat de coordonatorul Consiliului Național de Securitate, John Kirby, după arestarea pentru înaltă trădare a unui cetățean ruso-american în orașul rus Ekaterinburg. Nu știam despre asta. Rusia este pregătită, apropo de ceea ce a spus, și ne întoarcem din nou la Rusia. Aș vrea să discutăm un pic și despre Gaza. E un subiect atât de fierbinte, care din cauza ultimilor evenimente a intrat într-o umbră, cu toate că acolo situația este dramatică și am să dau citire a două informații de ultimă oră. Rusia este pregătită pentru negocieri atât pentru o soluție în Ucraina, cât și pentru dialogul cu Statele Unite privind stabilitatea strategică, dar acest lucru este imposibil în lumina declarațiilor despre dorința de a provoca o înfrângere strategică Moscovei, a declarat președintele Putin, în ceea ce privește negocierile, nu a fost niciodată împotriva lor. Așadar, războiul din Ucraina, vedem și aceste informații. Care va fi soarta lui Volodymyr Zelensky, domnule profesor, înainte de toate? Și după aceea ne întoarcem la o analiză pentru acești 2 ani. O să vă pun o întrebare interesantă, zic eu. Nu va fi ușoară.
Am mai dat exemplu cu Churchill, care a pierdut alegerile după ce a făcut marea victorie. După ce a câștigat confruntarea mondială, da, de fapt. Păi s-ar putea ca el să câștige dacă pierde, nu? Memoria, mă tem că nu. Memoria colectivă, probabil că va lucra mult mai eficient pentru domnul Zelenski peste 10, 15, 20 de ani, când va deveni unul dintre cei care au forjat sau cei care au construit, au croit, au pus pe direcția cea bună identitatea ucraineană, care s-a născut în război. Ea n-a existat înainte la nivel de masă și e o analiză foarte interesantă făcută de un sociolog ucrainean, acum aflat în Germania, care spunea că probabil dacă Ucraina n-ar fi rezistat împotriva armatei ruse, probabil că identitatea ucraineană nu s-ar fi născut într-o formulă atât de pregnantă. Deci, și practic, acest război a cristalizat identitatea... Faptul că a rezistat și că rușii n-au reușit să cucerească Ucraina și rezistența, de fapt, a forjat acest tip de identitate. Și rolul lui Zelenski în asta este... Credeți? Eu nu sunt convins de asta. O să vedem ce se va întâmpla cu această identitate, dar dacă nu s-ar fi întâmplat acest război, procentul identitar major era undeva la 25%, cel pe care l-a reprezentat domnul Poroșenko în alegeri. Apropo de Zelenski, iertați-mă doar o secundă, fac o paranteză. E o cercetare, un sondaj în Ucraina și Zelenski este, întrebarea sună așa, Zelenski trebuie să stea acolo până la terminarea războiului și un număr, un procent destul de important, 65% de acord. Cum ar veni, Zelenski trebuie să-și ducă crucea până la capăt în legătură cu acest război. Iertați-mă! Sondaje în timp de război trebuie preluate, luate ca atare. Dar, în războiul acesta cu Zaluzhny, fostul șef de stat major, el a spus două lucruri care, una a fost, poate e corectă, războiul a ajuns la un... care ar fi putut să fie corectă. Războiul la un blocaj. Niciuna dintre tabere nu poate înainta. Or fi fost semnalul pentru negocieri, nu știu. Dar ce s-a vădit între timp este că războiul era în echilibru pentru că rușii n-au înaintat. Din păcate nu mai suntem în situația optimistă a domnului Zaluzhny. Din păcate. Doi. Deci probabil să n-ajungem, Doamne ferește, la idei că dacă atunci am fi început negocierile pentru pace, poate că Ucraina ar fi fost într-o situație mai fericită. Doi. Da, faptul că domnul Zaluzhny a ajuns să scrie în presa occidentală, adică în The Economist, spunând că războiul trebuie oprit, fără ca șeful lui să-i fi dat... Adică Zelenski, este un gest care nu se face într-un război. Că ne place domnul Zelenski sau nu. Domnul Zelenski era comandantul suprem. Nu militarii opresc războaiele, nu militarii dau aceste tipuri de semnale. Deci domnul Zaluzhny, în mod normal, trebuia schimbat de atunci. Faptul că n-a fost schimbat, probabil că... Presiunile erau mari. Nu de presiune, era vorba și despre popularitatea lui, negocierile cu Occidentul. Peste 90%. Deci acolo au fost perturbări în sistem, sunt de atunci, de fapt. Nu după interviul domnului. Faptul că domnul Zaluzhny a ieșit cu un asemenea, cine a dat garanția, cine l-a sprijinit ca să iasă cu un asemenea mesaj? Că n-a ieșit de capul lui. Deci tu nu ai aprobarea în război a șefului tău direct, adică șefului forțelor, șeful Comandantului Suprem Armatei și tu ieși cu un asemenea mesaj. Care a fost problema? Ce s-a întâmplat, de fapt? Nu, poate că o să aflăm mai târziu. Bun, s-a întâmplat asta, a fost schimbat, a venit un alt general. Problema domnului Zelenski în acest moment este că, unu, nu are legitimitatea politică să negocieze pacea. N-are cum. Nici legislația nu are, nici legea. Nici legea se poate schimba, dar el nu are legitimitate, că nu s-a făcut alegeri, nu este ales, nu este validat. Și nici nu vrea să fie alegeri, să se facă alegeri. Și dacă va negocia totuși pacea cineva în numele lui, domnul Zelenski nu va mai putea participa la alegeri. Va pierde imediat. Deci domnia asta nu are cale de întors. Sau stă în război ăsta și îl câștigă, sau nu câștigă război și s-a încheiat cariera politică a domniei sale. Cumva este la zidul morții. Da, deci nu are cum să iasă de aici. Pentru că dacă începe negocierea domnul Zelenski în acest moment fără să fie ales, nu mai are rost să se ducă la alegeri. Pentru că în momentul în care negociază nu mai este Zelenski. Pentru că Zelenski era Zelenski tocmai că nu negocia. Deci el a mers spre un drum... Compromisuri, adică e clar. Evident, dar după aceea nu mai are rost. Deci drumul lui se încheie aici. Asta e marea lui problemă. Trei. Problema Ucrainei... Eu cred că, să revin la o idee pe care am început-o, Putin nu așteaptă să vină Trump la putere. Putin așteaptă să facă Ucraina nefuncțională. Ce rămâne din Ucraina, nu știu cât o să înainteze.
cu siguranță toată partea care e deja în Constituția Federației Ruse. Pentru că acum bătălia este pentru Donetsk. Dacă adică nu tot ce nu înseamnă Donbass, că Donbass înseamnă Donetsk și Lugansk. Da. Tot ce înseamnă. Dacă se duc mai departe, spre Harkov, asta nu știu, dar este clar, mie limpede... Să nu se ducă spre Odessa. În acest moment că Putin nu vrea să controleze toată Ucraina. Este irresponsabil să controleze Ucraina, care e atât de ucrainiană și de atât de... Dar de ce să face asta? Dar vrea să o facă, să o destructureze. Pentru că, aduceți-vă aminte că această iarnă Putin nu a bombardat infrastructura energetică cum s-a întâmplat anul trecut, deși iarna a fost mai dură. De ce? Nu s-a ocupat de asta. S-a ocupat de obiectivele strategice. Arme, fabrici de muniții, centre de comandă și ce mai era important din punct de vedere strategic. Porturi, pe porturi unde se transportau tot cerealele. Deci, din punctul ăsta de vedere, și-a schimbat strategia. Vrea să facă Ucraina nefuncțională. Partea pe care... Să o demanteleze. Ce vreau să facă americanii cu rușii. Ce vor să... Nu? Într-un fel sau altul. Ce vor să facă... Ce rămâne din Ucraina să nu mai fie funcțională, să nu mai ai ce să faci cu ea. Să nu se mai poată susține, să nu se mai poată întreține. Deci problema este dacă se duce în Harkov și, cum a spus, dacă se duce la Odessa. Asta este bătălia lui. Nu cucerirea Ucrainei și niciun caz cucerirea războiului cu NATO. Nici dacă ar vrea, n-ar putea să facă și asta. Niciun caz cucerirea asta. Chievului, că s-a asta. Vorbit mult despre asta la început. Aici e o discuție, asta e o discuție fără foarte... Fără sfârșit. Da, dar eu, deci nu e vorba de toată Ucraina, este vorba de a face restul Ucrainei nefuncțională, nimeni să nu mai vă, decât să dea bani, să dea bani, să dea bani în continuare, fără să se ajungă la un capăt. Asta va fi mare risc pentru noi. Dar până să ajungem noi la povestea de sfârșit, repet, miza principală a Occidentului nici măcar nu este, sigur că e dramatic pentru Ucraina și un pic cinic să spunem asta, dar nici măcar nu este situația Ucrainei. Miza principală a Occidentului este situația Occidentului. Cum spunea Kissinger, războiul devine reputațional. Și când e reputațional, pierzi mai mult decât pierzi pe teren fizic. Nu contează metri pătrați. Contează că tu n-ai reușit să duci în război. Și toată lumea va sări pe noi în momentul ăla. Noi nu avem conștiința, mă rog, marea problemă a Uniunii Europene, de pildă, că ea este sărmana cea mai lovită din această poveste, este că ea nici să vrea nu se poate mobiliza. Ea nu e stat național. Ea are nici măcar conștiința aceea. America este stat. Să nu, și dumneavoastră vorbiți de armata română, că trebuie să-și recapete demnitatea. Noi în România. Noi suntem un stat. Ați uitat, suntem un stat, da? Noi suntem un stat național. Da, da. E pretenția că există Occidentul și că Uniunea Europeană e tot ce poate fi în materie de democrație mai bun în lumea asta. Apropo de... În materie de securitate nu e. Apropo, se vede că nu poate asta. Și acum e securitate. Și credeți că există o soluție? Va veni o soluție în ceea ce privește Europa? Nu, nici vorbă. Păi România nu trebuie să se ocupe de probleme, de să-și rezolve probleme de securitate uitându-se la Uniunea Europeană. România se rezolvă probleme de securitate uitându-se la sine, dând, cum să spun, instituții ălea și un pic de prin carne noi pe ea. Cine? Uitându-se la partenerul strategic și eventual la NATO. Asta e soluția securitatea României. Restul sunt povești. Restul sunt povești, pierdere de vreme la München. E adevărat, dar totuși ideea asta cu președintele Comisiei Europene să fie și șeful NATO. Da. E o disperare. E o disperare, atât o disperare și nu este o soluție viabilă până la urmă. Adică... Evident că nu. Problema europeană este ce facem dacă americanii pleacă. Dar e și altă problemă, pentru că eu sunt convins că nu. Trump nu va pleca din NATO. Dar nu va pleca, da. Dar problema este, dacă le spune Trump, băi, fii atent, toți spuneți 2% pentru apărare și să începem să... Strângem bani. Și asta să spună, domnule, iară vin America. Eu cred că mulți europeni abia așteaptă un pretext să se rupă într-un fel de America. Mm-hmm. Dar nu știu cum să o spună. Dar nu cum să o facă. Ei nu au cum să o facă pe termen de securitate. Pentru că politica externă, ca să revin, politica externă americană, în vremea lui Trump, dacă vă uitați la ce taxe s-au impus europenilor, în vremea lui Biden nu s-a ridicat nicio taxă dintre cele puse de Donald Trump. Singura relație bună pe care au avut-o în realitate Bruxelles cu Washington a fost pe chestiunea climei, Green Deal și povești de genul ăsta. Atât. Și retorică despre transatlantism. Dar la nivel economic nu s-a fost nicio concesie. Niciuna. Dimpotrivă, se vinde gazul lichefiat la prețuri mult mai mari, de 4 ori mai mari decât îl vând în piața internă și așa mai departe. Deci nu le-a păsat. Așa va face. Dacă rămâne Biden sau Trump, va fi aceeași situație. Care e soluția europeană care vrea să se emancipeze de sub tutela americană? N-are cum să se emancipeze. Dacă americanii pleacă, Doamne ferește, și se retrag,
Ce va face Uniunea Europeană cu armele nucleare? Vei readuce Marea Britanie în Uniunea Europeană să ai arme nucleare, pentru că doar Franța are arme nucleare. Păi e o problemă, deci nici nu vreau să mă gândesc la complicațiile care se apar în spațiul Uniunii Europene. Dar în același timp este o dragoste și o ură. Vor cu americanii, dar vor să și fie liberi. Și căsătoriți cu America și liberi de contract. Asta am vrea noi europeni. Nici să nu stea cu gura pe noi, nici cu banii, să nici Donald Trump, să ne lase în pace. Și călare și pe jos. Dar să ne protejeze. Și căruță și... Păi, adică noi vrem ca în anii 60, domnule. Să ne protejeze americanii, dar nici să nu avem obligații foarte mari. Dar merităm să fim protejați. Deci, părerea mea. Dar nu, România nu de la Uniunea Europeană și a soluția de securitate. Asta este o mare, 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 mare eroare. Dar nu cred că cineva o face cu adevărat. Cu o zi înainte de moartea lui Alexei Navalny, instanța de la Moscova emisese un mandat de arestare pe numele celor doi avocați, sau doi dintre avocații săi. Da, apar tot felul de informații de felul acesta. Haideți să vorbim un pic și despre Gaza. Dar până la Gaza, că tot vorbim despre Ucraina, trebuie să le spun celor care ne urmăresc în fiecare seară și să le mulțumim pentru asta, că sunt într-un număr din ce în ce mai mare, trebuie să le spunem ce le-am spus de la începutul războiul, adică să le spunem din informații sigure și din analizele dumneavoastră, invitațiilor mei și din ceea ce citim și credem noi, să le spunem adevărul despre acest război. Și o rog pe Ana să-mi trimite-mi, te rog, frumos, dacă se poate, numai dacă se poate, la cât aveți și dumneavoastră pe cap, trimite-mi știrea aia dată de ăla care cu drumurile sau de unde era cu grâu din Ucraina care a trecut prin România. Știți știrea? Cred că v-am trimis-o astăzi. Deci, prin Vama Siret, niciun tir vreme de 2 ani din tirurile ucrainiene care au trecut pe acolo, cu cereale și așa mai departe, nu a fost cântărit. Știți de ce? Pentru că era stricat cântarul. Știți când a fost reparat cântarul? Ieri. Asta mi se pare o bătaie de joc din partea statului român, că nu mă interesează Ucraina și urmărește interesele și foarte bine face, care ne-a spus prin toți reprezentanții săi, de la primul ministru și terminând cu ministrul transporturilor, că niciun bob de grâu n-a trecut, n-a și așa mai departe. Și uite ce spune omul ăsta, că CNAIR aruncă România în aer. Da? Citim aici, știi pe surse.ro, da? Cerealele ucrainiene nu au fost cântărite de la începutul războiului. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Drumuri a declarat că din 2022, în Vama Siret, cântărirea mărfurilor care intrau în țară, fie că erau ucrainiene, fie că erau de altă natură, nu s-a mai făcut. Astfel, cantitatea reală de cereale intrată în România prin această vamă este total necunoscută. Acest cântar este achiziționat încă din 2022, da? Când a început războiul, n-am putut să-l montăm, deoarece în zona Vămii, Poliția Vamală a avut lucrări de modernizare. Acum s-au finalizat lucrările. Îl calibrăm și îl punem în funcțiune. În acest moment există cântar pe ieșire. Dom'le, dar nu puteau să-l folosească pe la după ieșire la intrare? Nota redacției la ieșirea din România spre Ucraina și va exista în data de 19 februarie, adică de luni, și cântar pe intrare. Nota redacției în România din Ucraina. A spus Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, la emisiunea Agrojurnal de la Digi24. De asemenea, deci nu se poate. Deci vreme de 2 ani de zile, niciun tir cu cereale ucrainene nu a fost cântărit la intrarea în România pe la Vama Siret, pentru că nu am avut cântar. Bun, domnule profesor, facem ce facem și uite, am depășit cu foarte mult timpul de emisie. Bine, nici noi nu știm cât timp de emisie avem. Două informații și aș vrea să comentați situația din Gaza. ONU suspendă ajutorul alimentar în nordul Gazei, afectat de haos și violență. Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite a anunțat marți că suspendă din nou distribuirea ajutoarelor în nordul fâșiei Gaza, scrie Le Figaro. Și o altă informație în legătură cu Gaza. Un nou veto american la ONU asupra unei încetări imediate a focului. Statele Unite au refuzat marți o încetare imediată a focului la Consiliul de Securitate al ONU. Proiectul de rezoluție prezentat de Algeria, care cerea o încetare imediată a focului
pentru chestiuni umanitare, care trebuie respectată de toate părțile, a primit 3 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, scrie Le Figaro. Păi, nu zice o americanică că trebuie să nu mai tragă, că trebuie să oprească, că... Aduceți aminte că e un joc pe sârmă. Abținere Marea Britanie și unul împotrivă, al treilea vot al SUA de la începutul războiului între Israel și Hamas. E vorba despre războiul din Hamas, Israel-Hamas, războiul din fâșia Gaza. Vă rog. Vă aduceți aminte că acum ceva vreme, puțin, o săptămână în urmă, au apărut pe știri, pe surse, ideea că s-ar fi înregistrat o serie de nemulțumiri ale președintelui Biden la adresa premierului Netanyahu. Chiar niște înjurături, că nu-l suport pe om acesta, n-aș vrea să am de-a face cu el, etc. Probabil că președintele Biden chiar a spus asta. Dar faptul că s-au dat pe surse, da, e prima linie de mesaj către cei care încep să fie tot mai nemulțumiți pe plan intern de ceea ce face președintele Biden. Pentru că pe plan intern, din Michigan, un congressman, femeie de origine palestiniană, a ieșit zilele trecute, ieri, dacă nu alaltăieri, și a spus la votul pentru primaries să nu votați Biden în Michigan și să spune fără vot, nu votez niciun candidat. Uncommitted, cum se numește la ei. Adică nu mi-asum niciun candidat. Asta înseamnă că cel din Michigan care primește mandatul dumneavoastră, când se duce la, își duce electorul, că acolo se votează electori, da, își ia și zice uncommitted. Și când se duce la reuniunea finală de alegerea președintelui, nu e obligat să spună Biden. Deci chiar dacă este Biden pe mine, spune uncommitted. Adică să fie un șantaj, o presiune pe președintele Biden. Președintele Biden simte chestia asta. Administrația simte povestea asta. Văd că nu prea. Și vă spuneam că și atunci au dat pe surse, ei, acolo este marea, încearcă pe surse personal să spună nu, vrem să facem... Să înceteze focul din fâșia Gaza, nu știu ce. Dar efectiv, America nu face nimic. Da, o ipocrizie, de fapt, o chestiune atât de perversă. Un joc între un element strategic, care este Israelul pentru Biden, care este un sprijinător al Israelului și un sionist declarat, și electorat. Și nu se știe cine câștigă și cine pierde aici. Și electoratul devine din ce în ce mai iritat. Și vă spuneam că în Michigan, dacă pierde statul, Michigan a fost câștigat cu 150.000 de voturi, statul cu cei mai mulți musulmani, de către domnul Biden, în Michigan fiind 154.000 de musulmani. Diferența de vot este exact numărul ăla. Eu nu spun că numai numărul a fost decisiv, dar s-ar putea să pierdă. Exact, ar și dacă pierzi Michigan, care e unul dintre statele care dau președinte, este swing state. Deci, asta este politica domnului Biden în ceea ce privește Palestina. Nu le convine ce se întâmplă acolo. Domnul Netanyahu știe asta. Dar el a declarat foarte clar că eu mă pun și împotriva Americii. De partea poporului care nu vrea stat palestinian. Eu nu o să plec de acolo până nu îi elimin pe toți. Au fost sunt doi oficiali în Israel care vorbesc de folosirea armei nucleare împotriva palestinilor. Deci ce vreau să spun acolo este că nimeni, dacă vreți, nimeni nu poate să miște. Pentru că Netanyahu a spus clar, eu sunt cu poporul meu împotriva oricărei idei de stat palestinian, Hamasul vrea stat palestinian, arabii, toți, Orientul Mijlociu vrea stat palestinian, cine taie nodul gordian, să, Doamne ferește, să nu se amplifice acest război. Pentru că asta, pentru administrația americană, ar fi un dezastru. Orice război în care implici America este, evident, o sentință la moarte apropo de viitoarele alegeri. Nu e nicio soluție. Israel a spus foarte clar, aveți termen până la Ramadan, să plecați de acolo. Plecați cum știți, nu ne interesează. Mă rog, vă facem niște culoare, bun. Dar dacă nu plecați, am intrat acolo. Și vor intra, cu siguranță. Pentru că, din ce spun ei, au mai rămas câteva, mă rog, unități, brigăzi ale Hamasului, vreo 6 pe care trebuie să le elimine, pentru că erau 24 și au eliminat 18 și mai sunt 6 pe care le știu. Și dacă ajung acolo, înseamnă că Hamasul nu mai are unde să se ascundă. Deci eu sunt convins că Israelul va face asta. Cu ce preț? Cu ce reacții? Reacția europeană a fost aproape unanimă, zic aproape unanimă, pentru că Ungaria e singura care s-a opus. Vreau să vă confirm, honnews.ro,
Benjamin Netanyahu, marți 20 februarie 2024, spune că Israelul nu se va retrage niciodată din teritoriile palestiniene, indiferent ce se întâmplă. Ca și în cazul aplicării soluției cu două state între israelieni și palestinieni, Israelul își va păstra controlul militar asupra tuturor teritoriilor palestiniene, a declarat luni premierul Benjamin Netanyahu, citat de agențiile DPA și Agerpres. Adică, deci lucrurile sunt foarte clare. Adică nu va fi niciun stat palestinian? Păi nu, clar, da. Ceea ce înseamnă că pe termen lung nu știu cum va arăta securitatea Israelului, pentru că asta înseamnă că Israelul va fi într-un război permanent. Permanent cu inamicii potențiali și reali, pentru că n-avea cum. Deci nu poate nici măcar să ațipească un pic, pentru că dușmanii vor fi peste tot. Asta va fi nebunia. Israelul în acest moment a pierdut vreo 30% din, ei spun eu, din PIB, pentru că începe să... Forța de muncă a Israelului este angrenată în armată. Economic începe să se resimtă asta. Începe să primească ajutor din Statele Unite și în alte părți, pentru că lucrurile se complică. Păi erau și mulți palestinieni care lucrau, făceau și nu mai vin, și nu naveta mai vin în Israel. Deci e o problemă economică care va mușca din asta, dar deocamdată Netanyahu stă cu poporul împotriva statului palestinian, chiar dacă pe termen scurt poți să-i înțelegi pe israelieni, pentru că ei spun și au într-un fel dreptate, nu recompensezi terorismul dându-le stat. Omenește poți să-i înțelegi. Problema este că pentru Israel, pe termen mediu și pe termen lung, asta nu poate să fie o soluție. Că nu poți să stai cu arma în mână tot permanent. Și viitorul Netanyahu? Toți dușmani sunt de jur împrejur. Asta e o întrebare foarte bună. Depinde, poate, dacă Putin îl așteaptă pe Trump să negocieze. Dar probabil că Netanyahu îl așteaptă pe Trump. În sensul în care îl așteaptă... Dacă mai este sau până la... Dacă este sau așteaptă până vine până Trump, dacă anului. Să aibă o administrație mai, cum să spun, mult mai favorabilă. Nu că administrația Biden nu i-ar fi fost favorabilă, că până acum administrația Biden a vorbit, dar n-a făcut gesturi radicale. Doar declarativ. Doar declarativ a fost, să spunem, împotrivă, dar nu a fost în fapte. N-a făcut nimic. Ajutorul a continuat, armamentul a venit, banii au venit, iar la ONU a blocat toate rezoluțiile. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că va fi mare diferență. Nu știu ce se va întâmpla cu Netanyahu, dar cert e că ceea ce pare rezonabil pe termen scurt, pentru Israel va fi o nebunie pe termen lung. Africa de Sud acuză Israelul la Haga de un apartheid mai extrem în teritoriile palestiniene decât cel prin care a trecut ea. Practicile Israelului în teritoriile palestiniene sunt o formă și mai extremă de apartheid decât cel impus în Africa de Sud până în 1994, a declarat Pretoria marți în fața instanței supreme a ONU, relatează agenția France Press și Ager Press. Și mai aveam o informație de ultima oră. Da, voiam să vă întreb și asta. Mai aveți ceva de Gaza, dar ne întoarcem acolo că mai am o informație. Decizie de ultima oră. Comisia Europeană spune că nu vrea să ancheteze, că nu vrea anchetă privind cauza morții lui Navalny. De ce sau ce relevanță ar fi avut? Nu mi-e clar. Și dacă ar fi avut, ce? Mm-hmm. Ce s-ar fi întâmplat? Mai ales în aceste condiții, cred că eu... Da. Domnule profesor, ați auzit de George Soros? Pentru că sunt foarte mulți români în urma propagandei și uite, o să vă mai pun o întrebare de final legată de narativele care nu s-au confirmat în legătură cu războiul din Ucraina sau, altfel spus, propaganda mincinoasă de la începutul războiului care a fost între timp dezumflată sau propaganda care s-a prăbușit pentru că era o propagandă fără să fie susținută de fapte de întâmplări adevărate. Ați auzit de Soros, da? Are un băiat tânăr care se ocupă, acum a preluat afacerile, dânsul e mai mult pe la plajă, pe litoral. Pe aici, pe la Dâmbovița, a venit o singură dată la începutul anilor 90. Înainte de alegerile prezidențiale, din Statele Unite, bineînțeles, miliardarul George Soros zguduie peisajul radio în Statele Unite. Adversar fervent al lui, adversar convins al lui Donald Trump, miliardarul american de origine maghiară va deveni cel mai mare acționar al Audacy, sau, cum se citește ăsta, care găduiește 230 de posturi de radio în Statele Unite, scrie Le Figaro. Se pregătește miliardarul Soros să pregătește și fiul său, Alexandru, să ducă un război de influență împotriva lui Donald Trump? Nu cred. Confirmați, da? Deci mă uit aici, are 230 de posturi de radio, 170 de milioane de ascultători în fiecare lună. Înseamnă jumătate din
populația Statelor Unite. Doamne Dumnezeule! Și dă un mizilic de a cumpăra deja cu 400 jumătate de miliard, 400 de milioane de dolari, 40% dintr-o datorie ca să devină acolo acționar majoritar. Cum comentați, domnule, deci există sau nu există Soares? Sunt 180 de milioane de votanți în Statele Unite. Dacă există sau nu există? Da. Noi trebuie să fim realiști. Bătălia vremurilor noastre este și între, îi spun metaforic, să nu o luați, între lumea lui Soros și lumea lui Donald Trump, ca să zic așa. Lumea lui Soros este lumea unei societăți deschise în care individualitatea, individualismul trebuie dus la extrem, în care nu contează comunitatea, contează individul și libertățile lui maximale. Asta înseamnă, de fapt, societatea deschisă în care să nu există niciun progresistă. Tip de... Progresistă și tot mai, mă rog, tot mai progresistă. Tot mai progresistă, asta e ideea. Tot mai, da. Care lume, din punctul meu de vedere, a intrat într-un eșec teribil. Pentru că ce vedem acum este exact pe scena publică și internațională o resurecție a lumii care n-a fost lumea lui Soros, așa cum a gândit-o George Soros, tatăl, care a fost, din păcate, robul unei singure cărți, cum spunea Iorga. Este în continuare. Mă tem de omul care a citit o singură carte. Deci asta a fost lumea lui Karl Popper, din care știți a construit Soros. Știți ce carte a Soros? Citit Băsescu, o singură carte? Știți care e? Levantul, de Mircea Cărtărescu. Dar a citit doar coperțile, nu a citit toată... Am înțeles. Vă rog. Asta e una dintre bătălii. Lumea aceea pe care o fi visat-o George Soros și pentru care a finanțat-o și a crezut că se va întâmpla, lumea aceea nu s-a petrecut, pentru că nu e o lume firească. Oamenii încep să-și caute identități, oamenii au nevoie de comunități și lucrurile acestea devin tot mai pregnante, inclusiv la nivelul relației internaționale. Noi am ajuns acum să vorbim despre faptul că ideea națională sau, mă rog, curentul ăsta e mult mai important în relații internaționale decât liberalismul. Forțele acestea mișcă lucrurile. Forțele acestea țin Ucraina pe picioare în rezistența împotriva Federației Ruse. Forțele acestea ridică China și ne înspăimântă. Forțele acestea lucrează în Statele Unite în această bătălie. Forțele acestea lucrează în Europa și așa mai departe. Deci lumea lui Soros nu este o lume realistă, este o lume care, dacă vreți, intră într-o confruntare cu lumea, așa zicând, a lui Donald Trump, care este o lume a culturilor mai, să zic așa, tradiționale, valorilor mai tradiționale, a familiei, mă rog, naturale, puneți ghilimele sau nu le puneți dacă doriți, a comunităților, a valorilor istorice, a valorilor care consfințesc într-un fel sau altul identitatea de grup pe care noi asumăm la un moment dat. Ei, lumele astea intră în coliziune. E foarte firesc ca George Soros, și nu e nevoie de nicio conspirație, e foarte firesc ca George Soros să intre în potriva acestei lumi. E absolut firesc ca George Soros să susțină oamenii care cred că identitățile sau identitatea americană ar trebui să fie modificată pentru că le deranjează eul personal sau mai știu eu ce altceva. Dar asta nu înseamnă că asta e toată lumea. Asta nu înseamnă că nu au și alții dreptul să se uite la America și să o definească altfel. Despre asta e vorba. Adică nu e nevoie de o conspirație ca să-l înțelegi pe George Soros. El joacă un joc politic. Din păcate, ceea ce tatăl Soros credea că va fi lumea în viitor, așa cum Fukuyama credea că lumea viitorului va fi lumea democrațiilor liberale și economiei de piață. Și s-a înșelat Fukuyama, așa s-a înșelat și domnul George Soros. Cu lumea societății deschise, care nu e cea pe care a gândit-o domnul. Deci nu numai că există, dar s-a și înșelat. Prognoza lui a fost la fel de înșelătoare, așa cum a fost lumea lui Fukuyama. Noi trăim în altă lume. Iar dacă domnul George Soros încearcă să impună această lume în Statele Unite, are această reacție. Donald Trump este expresia unei reacții la acest tip de lume. A unei reacții pe care americanii au făcut-o. Că îi numim deplorables, că îi numim pe susținătorii lui, putem să-i numim oricum. Dar ei sunt o realitate de 77 de milioane de oameni. Dacă realitatea asta își va pune președintele în viitorul mandat, urmează să vedem. Dar e o realitate, nu pot să spuneți că noi trăim pe altă lume, să știți că într-un fel mă atacați. Mama mi-a zis de când eram copil că eu trăiesc pe altă lume și văd că dumneavoastră vreți să-mi confirmați acum, după 40, maxim 50 de ani. Un narativ care s-a dovedit propagandă curată în ceea ce privește războiul din Ucraina, domnule profesor. Să vă spun eu unul? Da, care ar fi? Nu vreau să intru în discuții de sub asta. Bine, evoluția propagandei de la începutul războiului până în ziua de astăzi.
În chestiunea asta, cum se numește Talleyrand, de surtout pas de zel, adică excesele sunt problema, de fapt. Și excesele pe care noi le-am lansat pe piață ne-au făcut, la un moment dat, unu, să îndepărtăm publicul, că asta e marea problemă, da. Și doi, să fim în imposibilitatea de a explica coerent ceea ce se întâmplă pe teren. Pentru că tot excesele anului 2022, în care, mă rog, tot ce se întâmpla pe teren... Aș spune că și 2023, iertați-mă. Aproape 2023 până la ofensivă, până la începutul ofensivei. Deci toate acestea, până a devenit clar rezultatul da. Contraofensivei mai degrabă, toate chestiunile acestea au ca rezultat, din păcate, o pierdere de credibilitate. Și marea problemă cu narațiunile și cu comunicarea, chiar cu propaganda, este că dacă riști și nu știi să te joci cu instrumentele astea, se întorc împotriva ta. Ajungi să poți să te manipulezi doar pe sine, că nici măcar pe alții nu poți. Credibilitatea, elementul... Și mai ales că se întoarce împotriva ta. Elementul principal în propagandă este credibilitatea. Poți să ai toate instrumentele la dispoziție. Dacă ți-ai pierdut credibilitatea, nu te mai crede nimeni, chiar dacă te ascultă foarte mulți. Asta e, de fapt, marea problemă. Și când ridici toată chestiunea asta aproape la nivel de politică de stat, e problema statului care se decredibilizează sau al instituțiilor acelea care comunică nefiresc. Și sigur că oamenii încep să-și caute variante alternative, sigur că oamenii încep să spună eu nu te cred pe tine, stat. Și atunci încep să creadă toate sursele acelea care pot să fie unele absolut periculoase. Dar el se duce acolo pentru că nu te mai crede. Doamne, propaganda și manipularea este o chestie de supply and demand, adică de cere și ofertă. Eu dacă nu te mai cred pe tine, stat, eu mă duc să-mi caut în spațiu public acele informații care sunt împotriva ta. Eu mă duc să mi le caute, exact așa cum mă duc eu pe un supermarket și mi-aleg mărfurile de care am nevoie. Și eu mă duc peste tot și selectez exact aceleași informații care îmi confirmă mie că tu, statul, ești un nenorocit. M-ați înțeles? Deci nu e că mă manipulează. Încet, dar vă dați seama că nu mi-e ușor. Nu mă că mă manipulează cineva. Cum se crede că te... Nu, domnule, nu te manipulează nimeni. Eu am, cum zic americane, agency. Adică eu am prop, sunt, cum se spune, stăpânul propriilor mele gânduri. Pot să fie proaste sau bune. Deci eu atunci când am o ură... Domnule, eu când sunt cu Donald Trump, sau cineva e cu Donald Trump, el selectează informațiile care să-l confirme. Când cineva este împotriva lui Donald Trump, selectează informațiile care să-l confirme. Deci nu e că îl manipulează anti-trumpiștii sau pro-trumpiștii. El selectează cu de la sine putere în funcție de decizia pe care a luat-o. Așa se întâmplă și aici cu propaganda și cu statul. Dacă eu te-am calificat pe tine sau nu-mi place de tine stat, poți să-mi spui ce vrei. Că dacă tu m-ai dezamăgit și m-ai păcălit, eu o să mă duc la alternative și mă expui la un mediu care este absolut nenorocit, pentru că tu ești în stare să comunici corect. Asta e marea problemă a responsabilității comunicării unui stat. Dacă tu comunici prost și ți-ai îndepărtat electoratul sau publicul, ăla să vă duce să caute informații în altă parte și nu mai poți controla. Pentru că are corect. Și ăla dreptul să-și aleze selectori. Asta e, de fapt, perfect, marea. Asta e greșeala strategică a celor care cred că manipularea e o chestiune de oameni care nu sunt. Sute de oameni s-au adunat azi la Paris și în mai multe orașe din Franța, strigând Free Julian Assange, în sprijinul fondatorului australian al WikiLeaks, care încearcă să evite extrădarea în Statele Unite pentru publicarea documentelor confidențiale. De 5 ani, britanicii l-au băgat în închisoare, fără nicio acuzație legală. Trebuie să cerem guvernelor noastre să preia cauza libertății, a declarat Dominic Pradit, președinte Federației Internaționale a Jurnaliștilor. Dom'le, chiar așa, fără mandat, fără nimic, fără nicio acuzație, justiția britanică examinează, iertați-mă doar o secundă, examinează marți și miercuri refuzul de a-l autoriza pe Julian Assange să facă apel la extradarea sa în Statele Unite, acceptată în iunie 2022 de guvernul britanic. E riscă până la 175 de ani închisoare. E urmărit penal pentru că a publicat din 2010 peste 700.000 de documente confidențiale privind activitățile militare și diplomatice americane, în special în Irak și în Afganistan. Da, domnule profesor. Foarte interesant că asta vine imediat după povestea cu Navalny. Asta, într-adevăr, cine, da. Cine a pus povestea asta pe agenda, a pus-o efectiv să arate oglinda, dacă voi nu sunteți ca Rusia, comportați-vă așa cum declarați. Adică e o presiune, mă rog, eu fi ajutat și ruși în povestea asta, nu știu, dar este clar că e o presiune pusă pe guverne occidentale ca urmare a comportamentului Federației Ruse față de proprii. Da, o informație, nu mai vești proaste, mai aștept, vorba unui mare, mare, absolut excepțional poet, Geo Dumitrescu, căutați-l. Putin a dat ordinul. Armata rusă va continua înaintarea către interiorul Ucrainei după ce a cucerit Avdiivka.
apropo de ce spuneați mai devreme, și o ultimă informație îmi trimite Bogdan Tiberiu Iacob de la impolitics.ro, chiar altă coincidență bizară, ironia sorții, în timp ce lumea așteaptă să afle ce l-a ucis pe Navalny, pe rusul Alexei Navalny, victima declarată a lui Putin în Chile, nu Chile, cum mai spun unii pe aici pe la noi, se redeschide ancheta morții marelui Pablo Neruda. Ce ziceți, domnule profesor? Uite, înainte de a vă lăsa să aveți cuvântul final, dați-mi voie, nu pot să mă abțin să citesc dintr-un poem absolut superb al lui Pablo Neruda, se cheamă Te iubesc. Te iubesc într-o manieră inexplicabilă, într-o formă inconfensabilă, într-un mod contradictoriu. Și apropo de lumea în care trăim, te iubesc cu lumea pe care nu o înțeleg, cu oameni care nu înțeleg, cu ambivalența sufletului meu, cu incoerența acțiunilor mele, cu fatalitatea destinului, cu conspirația dorinței, cu ambiguitatea faptelor. Și, mă rog, este și în spaniolă poemul celebru al lui Pablo Neruda. Aveți ultimul cuvânt în această seară, domnule profesor, așa că o închidere la toată discuția de aproape două ore. Mi-e greu după Pablo Neruda. Adevărat, mai ales într-o lectură a moderatorului, cum ar veni. Cel mai mare pericol, dacă rușii se duc, frontul vine, dacă vreți, spre vest, adică spre noi, va fi teribil și greu de întors. Dar să fim foarte conștienți că frontul vine cu toate, cum să spun așa, instrumentele lui, care nu sunt numai militare. Să ne așteptăm noi, în special aici în România, la resurecții ale simpatizanților Federației Ruse sau nesimpatizanților Occidentului, nu neapărat aici în România, ci inclusiv în Republica Moldova. Pentru că noi o să avem alegeri aici în 2024, dar vor fi alegeri și la Chișinău. Și spun asta pentru că... Cât sunt la Chișinău? Iertați-mă. Alegeri prezidențiale la sfârșit de an. Vor fi alegeri acolo care sunt foarte importante. Apropo de Republica Moldova ca principală temă, noi pe 6 martie o să prezentăm un barometru de opinie și politic de la Chișinău, să vedem cum sunt datele. Păi vă așteptăm aici. Când e 7 martie? Joi. Păi joi sunteți aici să discutăm despre barometru. Dăm de ce vă spun asta? Pentru premieră. Că se simte și acolo. Acolo resurecția celor care joacă cu partea rusă. Estică. Și deci se vede, înfrânge Maia Sandu, se practic. Vede în zon, nu vreau să anticipăm emisiunea. Se vede în modul în care răspund, se vede că domnul Dodon a fost la Moscova, se vede că domnul Șor a fost la Moscova. Deci să fim foarte conștienți că cu cât se apropie frontul, crește încrederea celor care joacă pro-rus. La Chișinău, pro-rus sau cel puțin antioccidental. Dar asta nu e o veste deloc bună. Adică... Păi asta este o veste pentru că vești bune când e într-un război, ai mai puține. Dar trebuie să fim foarte conștienți că avem un joc de făcut și inclusiv discuția noastră cu partenerul strategic, cu partenerul strategic trebuie să fie faptul că România are ceva de gestionat aici. Inclusiv dar Republica Moldova. Că are și că știe. Și că știe și că poate. Perfect. Asta e o notă bună în care am putea să... Să încheiem. Mulțumesc mult, domnule Mulțumesc. Profesor. Sunt același... elev care are șansa să pună și întrebări invitatului, profesorului, așa cum s-a întâmplat în această seară. Vă așteptăm la această ediție specială atunci, când avem barometru din Moldova, ne interesează Moldova. Moldova înseamnă Basarabia, Basarabia înseamnă România. Apropo de o pancartă care a fost luată de jandarmi aici pe un stadion de fotbal, dar asta contează mai puțin. Mulțumim mult, ne vedem mâine seară la o nouă ediție, orele 20. Țineți aproape.